Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar, și alături de mine nu într-o formă foarte grozavă, dar sperăm noi la fel de interesant ca întotdeauna. Nimeni altul decât Sergiu Motreanu, da? Mai mai glumeț, mai relaxat exact, decât, decât mai relaxat. totdeauna. A, așa sunt oamenii când nu sunt chiar în cea mai bună formă. Bun, Săptămân... săptămâna, mereu am senzația că ne facem podcastul ăsta săptămânal, nu mai facem de vreo trei ani jumate. Dar... Sechele, sechele din copilărie. Ce să sechele din copilărie. Bun, primul lucru, ca de obicei, este ce am greșit a trecută. Păi, a, bună treabă, stai că nici nu m-am gândit. Nu mai țin minte, eu o singură chestie, am un singur dubiu, nu mai țin minte care dintre noi am zis dățile trecute că era uh, relația de familie dintre Hadrian și Traian. Asta era singurul meu dubiu. Adică în păi funcție de ce am zis în, mod, perfect, în, perfect. Deci în funcție sigur. de ce am spus atunci, vedem dacă avem sau nu erat atunci. Adică dacă da. era văr cu tatălui Hadrian, dacă era unchi, dacă era nepoți și așa mai departe. Bun. Uh, trebuie evident să începem mulțumindu-le celor care ne susțin, care ne urmăresc, care dau vestea mai departe despre podcastul nostru. Uh, ne bucurând de fiecare dată când auzim de, uh, de oameni care sunt încântați de ceea ce facem aici și uh, oameni care au reușit să treacă peste dificultățile primelor episoade, de care să zicem că acum nu neapărat nu suntem mândri, dar care nu sunt la aceeași calitate pe care o facem acum și care au stat alături de noi și au ascultat, au ascultat până la capăt și așteaptă următorul episod pe care acum sperăm să-l aducem la timp. Da, încet, încet, vedeți, am ajuns la episodul numărul 126. Mm -hmm. În episodul ăsta, teoretic, vom trata cea mai mare perioadă a Imperiului, adică perioada Imperiului Roman de pe vremea domniei lui Hadrian, adică între 117 și 138, și exact ce spunea data trecută, în sfârșit, anul pe care îl discutăm, cumva excedează numărul episodului și eu sunt foarte mândru de chestia asta. Așa, așa, așa. speram că de, de acum încolo vom progresa poate un pic mai repede. Bă, nu știu ce să zic, dacă ține... Interesul nu este să progresăm foarte repede, ci interesul este să trecem prin lucrurile astea pentru că sunt interesante și să aflăm cât mai multe lucruri pentru a înțelege colege, uh, ceva mai bine cum uh, cum stau lucrurile în această perioadă istorică și dacă mai zic încă o dată lucruri, să-mi dai o fasă. nu corect, corect. nu eu zic că e bine, dacă o ținem tot așa, atunci când vom ajunge la episodul 1900, cel mai probabil vom discuta despre primul război mondial sau de răscoala exact. din 1907, ceva de genul ăsta. Exact. Uh, bun, uh, înainte de asta, înainte să începem uh, episodul zis, trebuie să le mulțumim celor care ne sprijină pe Patreon uh, Alături de ei a venit uh, acum și uh, Nicu Rădoi Îi mulțumim, le mulțumim tuturor care ne sprijină și uh, Puteți să ne găsiți pentru, ce, pentru, toată lumea, puteți să ne găsiți pe patron.com slash podcast de istorie și evident ne găsiți podcastul nostru la toate adresele binecunoscute podcastdeistorie.ro, facebook.com slash podcast de istorie și ne găsiți pe orice platformă de podcasturi, inclusiv pe YouTube care nu este platformă de podcasturi, dar punem acolo niște clipuri care seamănă a ceea ce, ceea ce ar trebui să fie. Bun! Și acum această introducere fiind făcută putem să mergem mai departe Ultima oară când, uh, când am discutat îl lăsasem într-o formă nu foarte grozavă pe nimeni altul decât Optimus Princeps Traianus Da, exact, exact Spre deosebire, vedeți, norocul nostru, spre deosebire de Traian despre care am vorbit foarte mult uh, Sursele sunt mai darnice, să știți, sursele antice cel puțin sunt mult mai darnice cu Hadrian Uhum. Și atunci o să încep. Deși paradoxul e că vom vorbi mai puțin despre Hadrian, dar spuneai tu data trecută că vom cumva vom analiza puțin sursele astea să vedem cât de imparțiale sunt, cât de coafate, cât de lipsite de încredere, cât de panegiriste, pentru că am văzut există și latura asta în, în scritura romană și grecească de pe vremea respectivă, însă, așa cum spuneam, pentru simplu fapt că doar pe astea le avem eu propun să ne bazăm pe ele și pe asta vi le vom prezenta. Adică, mă rog, însoțite de spiritul critic cu care v-am obișnuit deja, dar lucrăm cu materialul clientului pentru că alt, altul nu avem. Exact. Sergio acum vă previne de ceea ce o să vă spun eu, și anume faptul că, în ciuda, fa în ciuda faptului că Sergio v-a zis că sunt, sunt mai multe surse pentru Adrian, există o mare problemă. deci. În, în perioada asta e perioada în care chiar viețuiește și devine chiar actor într-o mică scenetă Suetonius. Suetonius, prietenul nostru, un cărturar născut undeva în nordul Africii, care ajunge printre altele să fie și secretarul lui Hadrian, fiind secretar în. Cancelaria Imperială are acces la surse, este motivul pentru care avem atât de multe, atât de multe biografii relativ bine documentate, chiar dacă sunt un pic orientate așa spre Cancan. Can. Din păcate, deci, Suetonius nu prea are cum să scrie despre Adrian, fiind el însuși cumva contemporan și Suetonius ca sursă nu ne-a mai încântat cu nimic Legat de Traian sau, evident, Adrian. Ne lipsește Tacitus. că am mai vorbit că ne lipsește Tacitus, și singura, avem acum, practic, pe lângă Diocasius, avem o singură nouă sursă. Este o sursă scrisă undeva, e, e un pic neclar. E scrisă de șase autori, cel puțin așa se presupune. Se numește Historia Augusta. Acum e o mare problemă cu această istorie Augusta. Poate la Adrian, de exemplu, nu este atât de clar, deși și acolo se simte că este o biografie părtinitoare. Vrea într-un fel să... Replice, replice cumva stilul biografic al lui Suetonius, Nereușind să fie la fel de fermecător, dar uh, are o mare problemă. După mai multă analiză, cumva, cam toate, cam toți istoricii se uită cu oarecare circumspecție în legătură cu informațiile cuprinse în istoria Augusta. În primul rând, că istoria Augusta, ea însă, și se autodiscreditează spunând că, băi, unele lucruri, în, în prefață parcă, spun că unele lucruri știți, voi cum au fost și le luați. Uh, știți voi cum să le interpretați uh, Interpretarea istoricilor este că de fapt uh, multe lucruri din uh, istoria Augusta sunt fie exagerate, fie unele chiar inventate uh, Și o să vedem de ce există suspiciuni mai încolo când o să vorbim despre cei 30 de tirani uh, Și... Uh, Există foarte mult dubiu în legătură cu informațiile alea, numai că, din fericire acum, având două, două izvoare în paralel, putem un pic să le comparăm și să le discutăm ca atare. Asta spuneam și eu, ne uităm și la Casius Dio cu un ochi, ne uităm și la Istoria Augusta cu celălalt ochi, încercăm să găsim un numitor comun. Uh, chestia asta, biografia asta se numea de fapt Vite Diversorum Principum et Tiranorum adivo Hadriano uscve ad Numerianum diversis composite, adică uh, o biografie, viața diversilor împărați și tirani de la Hadrian la Numerian. Mm -hmm. uh, Cumva putem să ne referim și la perioada în care a fost scrisă, că o să vedem. E scrisă cumva și pe vremea lui Dioclețian, pe vremea lui Constantin cel Mare, deci este scrisă. După ce se termină biografia propriu zisă pentru că numerian Asta își termină regnul în 284 Chiar înainte de Diocletian uh -huh. Și exact cum spui și tu Sunt prezentate informațiile Pe principiul lui Suetonius cu multe bârfe Cu multe informații din astea despre, despre Împărați la nivel foarte personal Așa de la caracterul lui Fapte mai mult sau mai puțin reprobabile Și atunci ai dreptate Adică e foarte posibil să nu se fi întâmplat Chiar așa adică dacă ne-am uitat cu ochiul ăsta critic la Suetonius nu văd niciun motiv pentru care nu am face-o și în cazul istoriei Augusta dar mai avem ceva dacă sunt doar astea două surse e suficient, dar îl mai avem pe Fronto, pe Marcus Cornelius Fronto, care e un, polit, un om politic foarte important în perioada asta în perioada, și în perioada lui Hadrian dar mai încolo, în vremea următorilor doi împărați, pe care nume nu o să-l rostesc ca să nu dezvălui informații prețioase și Tipul ăsta a avut pasiuni puțin mai umaniste, mai a fost avocat, a fost filozof, și din punct de vedere. mi-a plăcut chestia asta. Să știți că din punct de vedere a retoricii, mulți îl consideră cel mai mare orator după Cicero. Și ne-au ne rămas multe tratate de gramatică despre el. Dar cel mai mult. Nu, după el, nu scuze, nu despre el după el. Dar cel mai mult pe noi ne interesează scrisorile sale. E o corespondență pe care el o poartă cu viitorii împărați. Și mai face tot felul de aprecieri din astea la, la societatea romană, la perioada din tinerețea lui, adică și pe vremea lui Hadrian. Și mai avem încă, uite dacă e interesat, că nu știam chestiile astea, le-am aflat și eu acum, mai avem doi autori greci. Un tip Pausanias, uh -huh. care a fost tot așa contemporan cu Hadrian și Filostratus. Uh, bă, tipul ăsta Pausanias... E un geograf de calibrul lui Strabon, e super respectat, a fost super respectat în epocă și ne-au rămas chestii foarte importante de la, de la el. Și o să vedem când, așa cumva, dacă suprapunem perioadele petrecute de Hadrian prin Grecia, prin Ahea, cu ceea ce spune Pausanias, putem să aflăm și de aici multe informații. Și filostratul ăsta, mă rog, e un sofist, e un filozof de mai mică anvergură, dar Fia Hadrian, din nou, fiind foarte apropiat de cultura uh, grecească, o să vedem că anumite aspecte ale domniei apar și în scrierile lui. Și cam atât. Astea sunt sursele, am zis să vi le prezentăm. Dacă vreți să puteți căuta și voi, sunt la liber, majoritatea pe, pe net. Uh, na, să sperăm că am înțeles ce era de înțeles. Dacă nu ne mai ajutați voi. Uh, da, în legătură cu istoria Augusta, singura. De, deci, uh... Pentru că o să fie un text pe care o să-l urmărim câteva episoade de acum încolo, sunt, cum ziceam, iarăși niște semne de întrebare, inclusiv că o mare parte, adică nu o mare parte, o parte din conținut este inventat. De exemplu, în perioada crizei celui de-al treilea secol, sunt prezentați 30 de tirani. Uh, unii din ei uh, sunt prezentați într-o într lumină atât de dubioasă încât uh, nu este imposibil ca, pe măsură ce ne apropiem de, uh, de finalul istoriei Augusta, să fie din ce în ce mai fanteziste lucrurile. În plus, uh, ce este suspicios este că sunt prezentați 30 de tirani ca și cum ar veni o copie a celor 30 de tirani din istoria grecească, pe care noi nu am discutat-o foarte în detaliu, pentru că atunci cumva încercam să, să trecem peste, peste, istoria grecească, dar în principiu există niște semne de întrebare, e posibil că dintre, câteva din numele specificate în istoria Augusta nici măcar să nu fie existat, să existe doar pentru a face o paralelă cu istoria grecească, Evident, în momentul în care este scrisă istoria Augusta, este, este un moment în care practic cultura elenistică a câștigat întreg imperiul, întreg imperiul roman și deja o să vedem, de fapt, că influența culturii elenistice încă de pe vremea lui Adrian este foarte importantă. Da, Bine. și mai e, mai e un istoric, tot așa, apropo de istorie așa. contrafactuală și aspirațională, Apian. Apian e tot contemporan cu Hadrian, dar el tratează... Nu, Apian și Apian. Apian se naște ha. în anul 95 în Alexandria și acum e destul de moricel. Deci își scrie toate războaiele lui, numidiene, civile, tot lirice și le scrie în perioada asta lui Hadrian, doar că... Având acces și el la biblioteca din Alexandria, la chestii de genul ăsta din trecut, nu a tratat cum a făcut și Suetonius, deși Suetonius, uh, o să vedem, o să vă povestim, avea toate motivele să scrie nasoale despre Hadrian. Dar, dintr-un motiv sau altul, dintr-un motiv pe care credem că l-am înțeles și în cazul lui Tacitus, care nu scrie nasoale despre Traian, nici Suetonius nu scrie nasoale despre Hadrian. Da. Uh, nici n-ar. Da. Avea nevoie, pentru că dacă e să spunem noi nasul despre Adrian, o să avem de spus și o să vedem că, că e de zis Bun, Publius, facem. Elius, Adrianus, hai să începem cu persoana despre care vorbim O să-i o să facem, cred că, cred că cel mai bine, pentru că da, până la urmă nu e o mare surpriză că Publius, Elius, Adrianus este următorul în, în lista împăraților romani a, o să facem o introducere un pic, uh, vorbim despre tinerețea lui Cursus Honorum, uh, relația lui cu Traian și după aceea vorbim și despre felul în care preia el conducerea Imperiului Cred că ar fi cea mai, uh, cea mai simplă și bună abordare Ce de, zici? Acord, de acord, da, da, da da uh, Publius Elius Adrianus se naște în 76, foarte probabil în Roma, deși... Uh, se sugerează că s-ar fi născut în afara Romei, în, în Italica. Italica, ne fiind în Italia, Italica fiind în Spania, foarte aproape de Sevilla. Deci, de da, foarte aproape de Sevilla, Italia Italica pe Betis. Orașul se numește acum Guadalquivir, așa, Guadalquivir. E și un râu acolo, da. 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 Uh, și tatăl lui uh, este Elius Adrianus Safer, e senator. Și motivul pentru care suntem destul de siguri că Adrian s-a născut la Roma este că fiind senator, uh, Adrianus Safer este cumva obligat să locuiască în Roma, este obligat să stea în, în Roma în perioada respectivă cât este senator. Să nu uităm aici, senatorii sunt mai mult sau mai puțin pe viață. Deci, da, cam, cam, asta este. Cumva nu e de mirare că familia lui și familia lui Traian sunt puțin înrudite. Poate, să Sergiu, explici tu dacă tot te simți că poate am greșit acolo? Păi, stai o secundă, să mă refer la paradigma asta a nașterii a copilăriei și a familiei lui Hadrian. Pentru că o să vedeți este aproape identică cu cea lui Traian Și noi am discutat chestiile astea Deci nu o să intru din nou o să vedeți foarte lapidar, așa foarte clar și concis Nu intru iar în disputa asta cu provincialismul Că s-a născut la Roma Că s-a născut în, în Italica Este irrelevant Este irrelevant pentru că Am demonstrat extrem de, de logic Și am explicat acolo exhaustiv. Eu un nou subiect ăsta din moment ce și Hadrian Și Traian erau ambii cetățeni romani Aveau aceleași drepturi cu toți ceilalți cetățeni, indiferent de locul de baștină Inclusiv să uh, ocupe un post de magistrat Care, mă rog, urcând urcând așa pe, trept, pe treptele piramidale ale cursului onoarei Ajungi și la, și la consul uh, Și fix ca în cazul lui Traian și tatălui Hadrian a fost un senator roman Că noi discutam atunci, bă, cumva Traian și-a datorat ascensiunea tatălui său ei bine, aici la Hadrian se împart un pic apele. El, datorită tatălui său, datorită familiei, are dita mai latifundia în, în Spania, dar, cum ai spus și tu, petrecea foarte mult și la Roma, fiind senator. Na, îl obligau cumva treburile politice să facă chestia asta. Însă, atunci când Hadrian avea 10 ani, tatăl său moare și, deși Chestia asta în sine e o veste foarte tristă pentru un băiețel de 10 ani. Bă, evenimentul ăsta nefericit cumva o să vedeți în cele din urmă duce la o poveste din asta de succes, duce la cederea lui Hadrian la funcția supremă în stat. Și apropo de uh, relația lor de rudenie dintre Hadrian și, uh, și Traian, eu știu sau așa am citit, așa am înțeles că Traian era văr cu tatălui Hadrian. Deci Traian este unchi lui Hadrian, nu sunt veri între ei. E un fel de unchi de al doilea, cam așa, e. adică e într o familie din asta extinsă. Și atunci când Hadrian moare la 10 anișori, îi sunt asignați doi tutori care e, adică vor să aibă grijă de latifundia astea, de Drogheda, din Pasara Spin. Bă, era omul bogat, N-avea ce să facă la 10 anișori, trebuia să aibă grijă de familia lui și sunt numiți Doi oameni despre care am mai vorbit Marcus Ulpius Traianus Care pe vremea asta era doar un soldat Deci nu ajunsese nici măcar consul Și uh, un soldat promițător Și mai era un tip tot așa din Italica De la el de acolo Din un, un ajutor de nădejde a lui Hadrian Nu o să mai auzim numele ăsta Publius Acilius Atianus Ăsta e viitorul comandant al uh, gărzii pretoriene, Tot așa am vorbit După ce ajunge Traian uh, Princeps îl numește pe ăsta ca să aibă spatele acoperit. Și uh -huh. ăștia doi fiind și înrudiți și apropiați din acele, erau practic consătenți, ca să zic așa. Na. Și poate și Traian neavând fiu a vrut să-și dezvolte instinctul ăsta patern. Putem să discutăm multe chestii aici, dar nu ideea ce vreau eu să spun doar e că Hadrian, prin intermediul celor doi, a beneficiat de educația aferentă high class de la Roma. Atâta voiam da. să spun și o să vedem. Are, are o înrăurire asupra ceea ce am spus, și nevasta lui, lui Traian Plotina. Hai să trec eu foarte pe scurt prin punctele cele mai importante din, din această perioadă. În primul rând, în tinereță dezvoltă o mare pasiune pentru cultura grecească, atât de mult încât mai târziu va, uh, mi se sugerează că ar fi fost uh, coreclit uh, Greculus, un fel de grecușorul sau ceva de genul ăsta. Uh, e pasionat de vânătoare, o, o ocupație foarte nobilă în lumea greacă, dar care e văzută cu spiciune de către romani. Pe vremea lui Domitian, stă sub protectoratul patronului lui Traian. Traian, practic, e patronul lui. Traian, dacă ține minte, se dovedește fidel lui Domitian, îl intră în apărarea lui în momentul în care are loc o răzmeriță pe Perin, tot felul de lucruri de genul ăsta, deci cumva este pe, pe calea cea bună în a urca în high class în clasa înaltă romană. Da? Ajunge să fie numit tribun militar al legiunii a doua Adiutrix la Aquincum, care este Budapesta de azi Iar în 96 este transferat la Legio 5 Macedonica în Moezia Inferior pe Dunăre Acolo unde știm noi că este locul favorit al lui Traian în momentul în care Nerva decide să-l numească pe Traian urmașului, Adrian este cel care e trimis, și am mai povestit acest episod, dar acum cumva o să avem un pic mai mult context. Adrian este cel care e trimis la Traian, care era pe pentru a-l felicita în numele legiunilor din Mezie Inferior. Traian, mai departe, îl ține... La el în, după, ce, după ce este trimis acolo Îl numește Tribun Militar al Legiunii 22 Și cumnatul lui cumnatul lui Adrian, un anume Iulius Servianus Un alt asociat, un alt prieten de-a lui Traian Preia și el comanda legiunii De ce zicem de numele asta? Pentru că între Servianus și Adrian se construiește o Rivalitate care va dura efectiv până la moarte. Și o să tot. De fapt, nu o să tot revenim, dar cumva o să revenim asupra acestui episod. Să știi că mai e o chestie aici poate pe care nu o observă multă lume. El la 15 ani, Hadrian îmbracă toga virilis ca orice bărbat care se respectă la Roma. Ca așa se întâmplă, uh -huh. da, își începe cursul sonorum și cu ocazia asta foarte, foarte important, poate să și gestioneze singur averea, ceea ce și face. Doar că în loc să meargă în Italia să se ocupe, în Italia, scuze, să se, să se ocupe de chestia asta cu responsabilitate, cum și-ar fi dorit Traian, el se apucă, cum ai zis și tu, de mers la vânătoare, de pierdut timpul cu activități din astea, mă rog, inutile pentru alții, dar nu și pentru el. Și m-am uitat puțin așa în paralel la evoluțiile celor doi. Pe vremea când Hadrian are 15 ani, Traian ajunge să fie numit consul ordinar de către Domitian. Îl ajută împotriva ceatilor, e în anul 91 și Hadrian cumva are o conexiune... Cu unul dintre cei mai importanți oameni din Imperiu Să nu uităm chestia asta da. care, care Traian uh, decide să-i dea un ghiont Așa, mă rog, nu știu cât de, cât de amical Dar îi spune Bă, ia-o tu pe calea asta militară, Cursul Sonorum, lasă vânătoarea Lasă glumițele pe acolo Vină la Roma și vezi despre ce e vorba Ce îl face cu adevărat special Pe Hadrian Și n-am mai văzut chestia asta la nimeni La niciun princet, nu doar la princet La niciun consul până acum, nu știu, poate am fost eu orb Dar n-am văzut, el nu are, v-am spus, primul post pe scara asta valorii, pe cursul sonorului, este tribun militar, cum ai zis și tu, da, te duci la o legiune, încerci să-l ajuți pe legatul ăla, că s-a dus în Budapesta, că după aia tot pe Dunăre, pe Rin și așa mai departe. Hadrian face trei magistraturi de tribun militar. Deci e, e unheard of. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta, adică nici unul, toți vor, voiau să ardă etapele astea, adică te duci un an la o legiune, te duci un an la altă legiune. Până la urmă e, e foarte bine teoretic. Tribunul militar se ocupă de, de tot felul de chestii organizatorice el chiar vede cum funcționează lucrurile astea, pregătire, aprovizionare, nu știu, informare învață de la legatul ăla câte ceva. Dar, v-am spus, la Hadrian chestia asta mi se pare. Mi se pare dubioasă. Mi se pare complet atipică, și nu mi se pare neapărat dubioasă. Adică, e într-adevăr atipică, dar mi se pare că crescând cumva sub sub dominația patronului lui care era păi, Traian. Păi, exact, aici probabil. Mare discuție. Acceptă, acceptă instrucțiunile lui Traian și asta este. Aici se termină toată șmecheria, tot secretul. asta este tot secretul. Deci, că, tu spui că nu a evoluat, adică nu a trecut mai repede la funcția de chestor, a repetat de trei ori funcția de tribun militar doar pentru că Traian l-a strunit așa și nu și-a dorit să evolueze mai repede. Eu credeam că ok, nu-l favorizez pe ăla, nu-l lași să sară două trepte odată, nu-i grăbești cursus honorum, nu-l lași să înceapă la vârste mai fragede, dar omul o să vedeți. Deci ce a făcut Adrian nu o să mai vedem de la Pompei cel mare încoace. Mm. Omul a fost în perioada imperială, a fost Tribunal plebei, ca să înțelegeți deci, despre ce vorbim. Adică mi se pare, orică și-a bătut joc Traian foarte subtil de el, orică omul chiar a vrut să înțeleagă cum funcționează Imperiul Roman din toate, din toate punctele de vedere și din interiorul fiecarei magistraturi în parte. Bine, e neclar dacă la acest moment uh, își face astfel de planuri, astfel de idei. Eu tot cred, deci impresia pe care mi-a lăsat-o mie este că are o seriabilitate exce excesivă față de Traian. Uh, A, are îi să datorează începe. lui Traian îi datorează lui Traian uh, foarte mult, chiar înainte ca Traian să fie, uh, să fie pus uh, atât de rapid pe, uh, pe drumul spre uh, scaunul de imperator. Deci de asta zic, cumva nu, nu mi se pare. Deci, s-ar putea pur și simplu să să fi fost mult prea uh, mult prea umil și mult prea supus lui, uh, lui Traian și să fie mai interesat de grabă uh, de ceea ce își dorea Traian de la el decât de ceea ce își dorea cursus honorum. Poate cursus honorum era o chestie suficient de îndepărtată pentru el să-și dea seama că până la urmă, nu știu, și o carieră de simplu senator e suficient de bună pentru el și dacă și-o începea cu nu una, ci trei, trei magistraturi minore, asta e, nu e nicio problemă. Deci nu, nu mi, se pare, mi se pare mai degrabă că vrea să-l mulțumească pe Traian și S-ar putea să bătă. aibă logică, s-ar putea să aibă logică ceea ce spui cu o singură condiție. Uh, mandatul numărul 2 și numărul 3 de tribun militar să fi venit, și cred că așa s-a întâmplat. Au venit în cazul lui Hadrian deja când Traian știa că va fi princeps Pentru că în anul 92, 93, 94, 95, 96, Traian uh, capl uh Hadrian, -huh. Hadrian ok, uh, deja încă o chestie. Hadrian uh, era major, Traian nu mai era tutorele lui. Erau am, amândoi majori, ok, erau doar prieteni, nu mai avea cu ce să-l ajute și cumva eu văd chestia asta pe care am citit-o și în, și în uh, istoria Augusta, el se duce foarte fericit când e tribun militar în uh, Germania Superior și află că Traian e numit princeps după ce ăsta Nerva a sucombat prin deces e foarte fericit, se duce acolo, cumva trece peste toate bețele în roate la propriu pe care îi le pune uh, ginerele așa. Nu, ginere, nu, nu le-am cum, natu, da. cum, natu. cum, natu, cum natu lui. Și e foarte fericit, așa înțeleg eu lucrurile, pentru că dacă Traian ar fi fost un simplu guvernator de provincie, nu văd de ce Hadrian ar fi vrut să se asocieze atât de pregnant cu el. Dar din deci, momentul în care e viitor Princeps desemnat, bă, atunci înțeleg. Are, tot, are toate motivele să, să se dea bine pe lângă el. Deci este clar că Adrian să face punte și luntre la propriu pentru a uh... Pentru a-l mulțumi pe, pe Traian. Și treaba asta îl face unul din câștigătorii. În momentul în care uh, se întoarce la Roma, devine unul din preferații lui Traian și nu, preferații, ok, uh, nu, nu discutăm acum despre uh, potențiala uh, legătura amoroasă dintre cei doi. Dacă există sau nu există, nu există niciun fel de certitudine în legătură cu, cu treaba asta și mi se pare foarte puțin importantă. Mai uh, important mi se pare însă uh, ce se întâmplă mai departe și anume că uh, lucrul pe care îl zice istoria Augusta este că în momentul în care se întoarce la Roma... Îi face prea multă concurență lui Traian pe tărâm amoros Cu altă cuvintă Îi fură, că... fură din da, băieței Știam da. că Traian este pasionat de, de băieței Dar se pare că și Adrian cumva îi face concurență Și mai fură un pic din inocența băiețelilor preferația lui Traian Și vorbim despre lucrurile astea cu relaxare Sunt niște lucruri care, apropo erau văzute în epocă destul de urât cât timp erai suficient de sărac. De exemplu, bărbații care se angajau în acte homosexuale în armată erau, bătuți, erau omorâți în bătaie cu, cu bătele. Dar dacă treci de un anumit rang, E foarte ok și cam, cam despre asta e vorba. Uh, practic Adrian este în acea zonă în care lucrurile astea sunt ok și uh, se întâmplă lucrurile. Nu, nu este un simplu militar Adrian în momentul în care se întâmplă lucruri. Un exemplu perfect de legi pentru dulăi și pentru căței. Pentru dulăi exact. sunt într-un fel, pentru căței sunt în alt fel. Acum... În... Anulos. Uh, da, uh, continuăm, continuăm cu povestea okay. dacă mai sunt lucruri pe care vrei să le zici Do -o -o -o. pe aici. Doar așa de de fond, nu de, de formă, adică te lasă continui cu partea cronologică. Uh, în tot timpul ăsta, eu cred că Traian l-a ținut așa la, la mantinelă Suportul adevărat pentru Hadrian a venit din partea lui Atianus, așa văd uh -huh. lucrurile, și lui Lucius Licinius Sura, care o să vedeți, îi ține partea inclusiv în problema asta cu băieții. Și. Și așa văd eu, adică așa reușește cumva să treacă peste micile astea scandaluri în care mai intră inevitabil. Tot așa, ajunge chestor după ce, aici nu știu, dar mi se pare logic să fi fost alături de Traian în vizitarea și am spus că tot ceea ce o să ni se pare că are legătură între Dacia și Hadrian o să amintim. Nu știm exact aici dacă Hadrian nici n vrea să mă entuziasmez foarte tare Dacă Hadrian îl însoțește sau nu pe Hadrian Atunci când, când Traian merge să inspecteze Granițele Dunărene Dar știm că în anul 99, cum ai zis și tu, e deja la Roma Și e în anturajul ăsta Imperial destul de, de puternic Și poate cumva să se concentreze Pe, pe magistraturile Civile. A făcut-o paia de tribun militar Poate să înceapă cu Chestor Pretor și o să vedem ce, ce mai urmează În mm -hmm. uh, in... Nelegat de curs sonorum, în anul 100, poate și la insistența plotinei, dar și la insistența mamei lui Vitrege, care era iarăși nici nu mai știu care era legătura de rudenie cu, cu Traian, dar era, era pe acolo. Adrian se căsătorește cu nepoata lui Traian, Sabina Vibia, cred. Vibia, Vibia așa. Sabina Vibia. Adrian avea 24 de ani, Sabina 15. Știind cumva interesul lui Adrian, făcut și mai clar într-un episod pe care îl vom discuta mai încolo. Foarte posibil că sabina îl interesează prea puțin și că această căsătorie e mai degrabă o alianță pur politică. În mod sigur nu există copii în urma acestei căsnicii și nu, nu pare o relație foarte fericită, chiar dacă este nefericită de lungă. Deci, atunci de ce a fost? Uh... Adică, de ce au insistat și Plotina, și toată familia lui Traian, mă rog. Și Traian, până la urmă, a acceptat, adică putea să fie, putea să se opună atât de tare, că mai țineți minte, vă poate nu era cel mai încântat, dar măcar nu i-a interzis cum a făcut Octavian cu Tiberius. Da. Mai țineți minte, nu doar că l-a obligat să divorțeze de nevasta lui, de Iulia maior, dar băi i-a și uh, interzis o vadă. Mai țineți minte și l-a obligat de atunci aia a distrus. O să vedeți, eu. Am găsit destul de multe similitudini între relația dintre Traian și Hadrian și relația dintre Octavian și Tiberius. Uh, și. Da, dar, într-adevăr, asta era întrebarea mea, în dacă era atât de apropiat de Traian, da, bine, cumva, tot eu aș putea să-mi dau răspunsul. Voia să intre cumva și în familia imperială, așa, jet by jet, adică din probabil toate punctele da, de vedere. Probabil că da, și uh, insistența plotinei probabil este. Uh, Posibil să fie de ordin afectiv, să fie genul ăla de relație unde se înțeleg foarte bine și, și cumva se respectă reciproc și e ceva de genul ok. Dacă îmi place de omul ăsta, l aduc în familie imperială și lucrurile sunt, sunt în regulă. Pur și simplu poate să fie genul la de chimie sau desigur putem să ducem lucrurile mai departe și să scornim tot felul de suetonisme, dar nu o să facem lucrul ăsta pentru că m efectiv nu am avea informație pe care să ne bazăm. Este clar însă că uh, Adrian este printre uh, favoriții uh, plotinei și plotina uh, este iarăși printre uh, va rămâne printre protejații lui Hadrian după moartea lui Traian Ceea ce zic eu este o dovadă de respect destul de importantă și da, poate că, poate că ar trebui să ne reținem la atât În Relația de rudenie, că m-a întrebat și m-am căutat între timp, dintre Traian și Vibia Sabina este de nepoată unchi da. Deci, Vibia Sabina este nepoata lui Traian. Deci, mm -hmm. omul, omul intră cu, cu bocanci așa, intră foarte hotărât în familia imperială. Da. Uh, devine preot al lui Augustus deificat și uh, mai are ceva funcții prin Roma, nu mai știu exact ce. Uh, ce știm însă este că în martie 101 este printre cei care îl însoțesc pe Traian uh, ca și comes, ca și comitet de, de, sf de sfetnici în Campania din, din Dacia. Are, nu. Ok, așa e. Mai are niște mici magistraturi pe acolo, mai face, se mai duce, mai judecă niște procese, dar în decembrie 100 este mm -hmm. ales chestor pentru anul 101. Doar că exact cum spui și tu, în primăvara lui 101, ce știm? Știm că Traian ridică ancora, ridică pânzele spre Dacia, dar începe primul război dacic Deci a fost chestor, că aici e foarte interesant cum se leagă magistraturile lui Hadrian de războaiele lui Traian în Dacia El e chestor doar 3 luni, adică ianuarie, februarie și un pic din, din martie Uh, -are un în primul război uh, era să zic primul război mondial Jesus uh, în primul război dacic ăsta Hadrian nu are un rol cine știe ce bine nici nu na, nu sunt foarte multe informații dar nu conduce nicio legiune nu conduce nimic nicio jumătate de cohortă uh, nimic face doar parte exact cum am spus și noi fără să citim atunci așa de mult face parte doar din cercul de apropiați al lui, al lui, lui Traian Ceea ce oricum mie mi se pare mare lucru. Adică ai multe de învățat dintr-o experiență de genul ăsta, chiar dacă nu te duci acolo în prima linie a frontului și nu vezi exact cum se desfășoară toată partea asta de aprovizionare, logistică, bătălii, deplasări de trupe, construcții și așa mai departe. Corect, corect. Uh, bun. Uh... Și aici, da, dacă mă lași sau nu, bun, scuz, scuze, Sii, că... Nu, 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 continuam cu cariera lui, bănuiesc că vrei să zici ce se întâmplă în 102. Bagă, 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 că tot așa am o părere da. foarte ciudată uh, În 102 este numit Tribunal Poporului, exact <laughs> ce povestisei tu uh, Și e cumva obligat să se întoarcă în Roma Deci nu face parte dintre cei care rămân acolo cumva în, la comanda armatei uh, romane uh, În pacea aceea bizară între, uh, între daci și romani Mie mi se pare încă o ciudățenie la CV-ul lui Adrian, dacă mă întreba. Adică, faptul da, că tu. Da, e, e clar. Alegi. Că încă o ciudățenie. Mi se pare că, în, în cazul ăsta cumva, nu știu, dacă ar fi să, să ne gândim că Traian se gândește la cariera lui, probabil nu-l vede ca și urmașa lui la conducerea Romei. Poate că vrea să-l aibă acolo ca și uh, piesă de. Uh, piesă politică. Pe care să o folosească Dar poate că nu vrea Să-i construiască o carieră Nu avem de unde să știm ca, ca să înțelegem exact În anul 102 Funcția asta de tribun al plebei Era mai mult o chestie de complezență Adică nu mai era ca în vremea Republicii când uh, tribunul bă tribunul putea să să i blocheze la mantinelă pe cei mai șmecheri Consul avea dreptul la de veto cu care făcea praf toată viața politică din Republică. Eu ți-am uh -huh. spus, nu, ai are sens ce spui. Poate că poate, poate are legătură cu, trai, cu faptul că Traian uh, nu voia sau nu voia să lase pe ăsta să să abuzeze, cumva a vrut să să-l treacă prin furcile caudine, tocmai pentru că relația dintre ei era atât de apropiată, a vrut să nu-l favorizeze niciun fel. Și atunci l-a pus să facă chestiile astea. Dar ce e și mai tare, din funcția asta, el vine. Aici, uite, am avut dreptate încă o dată. Bătălia de la tape a fost foarte, foarte greu câștigată de Traian, pentru că în Vita Hadriana asta, în istoria Augusta, se spune că guvernatorul din Britania îi trimite reinforcement, îi trimite niște ajutoare în toamna anului 101. De ca să înțelegeți un pic, deci Hadrian vine la Roma, se dă mare în fața tuturor senatorilor și spune: Bă, fii atent ce victorie strălucitoare a reportat Traian pe frontul din răsărit, dar nu e chiar așa. Și am spus și atunci, ea au fost chestii care puteau să să go either way. Deci dacă dacă nu știu, colaborau mai bine cu aliații lor, dacă n-ar fi reușit să străpungă un front, dacă reușea campania aia din iarna lui 101-102, poate și o să vedem de câte ori s-ar fi putut schimba chiar și pe vremea lui lui Hadrian destinul acestei provincii foarte, foarte tinerele încă. Da, da. Bine, o să vedem un pic mai încolo că e Adrian va fi totuși implicat direct în destinul acestei regiuni. Correct. Dar, da, să vedem. Deci, 102 Tribunal Poporului e ales pentru 105, este ales Pretor și exact. cumva Traian îi dă foarte mulți bani pe mână pentru a organiza jocuri publice dar omul organizează numai că după cum știm la jumătatea anului Traian pleacă către Dacia, Adrian pleacă și el cu Traian înspre Dacia, deci cumva nu ajunge să profită de popularitatea pe care i-ar dau acele jocuri prin, prin prezența proprie. E un aspect foarte important pentru că până la urmă cineva care ar fi fost totuși undeva un pion important în cancelarea împăratului ar fi trebuit să aibă cumva și o imagine publică foarte bună. Practic, pașii pentru a avea acea imagine publică sunt făcuți, numai că el uh, cumva nu, nu profită de, de lucrurile astea, ci merge și uh, alături de Traian în campanie. Până la urmă, părerea princepsului e mai importantă decât părerea plebei. Eu o să fiu iargică contra și o să spun că funcția lui de pretor, pe care și-a câștigat-o în 104, pentru anul 105, nu avea nicio legătură cu throwing games. El nu avea ce să caute, din, adică Edirul face asta, pretorii, uh, au alte chestii și o să vorbesc despre asta. Sunt... da, bine, de deci aici cumva asta, asta sunt. -am sunt am spus, niște sunt plan... acum mai intransigent, da, mai spune. catolic decât papa, nu, nu vreau să insist pe chestia asta, dar exact așa, apropo de legătura dintre Hadrian și provincia Dacia, exact acum când omul și începe magistratura asta de pretor urcă serios, adică pretor erai, erai cineva în Imperiu, mai avea în mm -hmm. un pas exact atunci izbucnește al doilea război dacic și Hadrian în loc să-și facă iar tot mandatul de un an, tot anul 105 în vara, în iunie parcă sau în iulie, da, în iunie, iunie cred că da pleacă, iunie, iunie. pleacă iar cu, cu Traian în Dacia de data asta, vedeți ce se întâmplă în decurs de 3-4 ani de data asta primește E numit legatul unei legiuni. A mai acumulat. Minerva. Exact, exact. Asta cred că e, a fost înființată de Domitian, pentru că el era mare admirator al Minervei. Era o legiune destul de tinerică, dar, mă rog, s-a achitat lista cumva de aprecieri, de, de insigne, de decorații foarte lungă. Cumva, așa nu e nimic spus uh, tranșant, dar uh, contribuția lui la acest al doilea război, Dacic, este una meritorie. E una exact. foarte meritorie și romanii. Apreciază chestia asta romanii de la Roma uhum. E numit guvernator al Panoniei Inferior în 107 Și în, în anul 107 au în loc niște conflicte destul de importante În primul rând are de luptat cu Sarmații Pentru vreun, un motiv care îmi scapă Dar da, din postura de guvernator al Panoniei se luptă cu, Pă, cu Sarmații da, Sarmații vine pe la nord, vin pe la nord de Daci, Îi atacă pe la nord de Daci pe, pe romani Apoi, între 107 și 108, respinge o invazie a banatului și olteniei de către azigi. Bă, mie uh. mi se pare genială. Deci, mie mi se pare. Uh, deci, problema asta cu iazigii pe care și-au. Adică, romanii, gândiți-vă și am discutat chestia asta: cât de mult da. s-au chinuit ei să-i transmute pe ăștia aici, a să fie cumva pavăz a Imperiului, să-i apere de barbar, nu știu ce. Bă, numai le -au Iazigi, deci numai hmm. nu mai probleme le-au făcut iazigii, deci nu mai probleme. Nu i-au ajutat Hai. cum trebuie într-unul din războaiele, daci, uh, da, împotriva lui Decebal. S-au aliat cu nu știu cine l-a obligat pe Traian să le ocupe un teritoriu și cumva iar s-au răzvrătit. Fie și tot felul de chestii din astea simpatice. Deci, dacă ținem bine minte, invazia lui Traian în Dacia s-a întâmplat prin banat și în momentul în care a făcut în 102 pace cu Decebal, Decebal după aia s-a răzbunat un pic pe azi și a recucerit o parte din banatul la partea aia pe care nu o stăpâneau încă romani. În împingându-i pe care Azici? În, în, 105 106 zi. Zic, împingându-i pe Azici un pic mai la vest. Și acum da. vin romanii și zic, bă, stai un pic, că sunteți prea la vest, duceți-vă înapoi pe teritoriul lui Decebal, pe teritoriul Dacilor, duceți-vă înapoi la est. Ce, ce, este interesant, exact, ce este interesant este că în... Deci văd aici că se spune că respinge o invazie a Banatului și Olteniei de către Iazigi, însă după ce le respinge invazia, Iazigilor li se permite să se așeze în Banat și romanii mențin controlul asupra Olteniei. Ar fi fost un pic absurd să nu țină controlul asupra Olteniei, având în vedere că, practic, Oltenia este legătura față de resursele la care vreau să ajungă. Ar fi fost un pic absurd să renunțe la controlul Olteniei, dar, mă rog, istoricii ăștia pe care i-am citit erau foarte încântați că romanii reușesc să mențină Controlul asupra olteniei. dar practic în, în această mișcare se pierde, se pierde practic prima, prima palmă de pământ din Dacia pe care a câștigat-o Traian. Știi? Adică când a pornit campania și a făcut uh, fortăreață după fortăreață după fortăreață, dacă mai ține minte exact la începutul campaniei, exact asta a făcut, a intrat în, în zona asta și a tot stabilizat. Uh, da, ai făcut și care tu. A ai spus și tu Dorine, chestia asta, atunci când nu avem granițe naturale, erau destul de laxe celelalte O să vedem că vine Hadrian, totuși și schimbă cumva status vou și din punctul ăsta de vedere cu mm -hmm. limesurile lui celebre Bă, Încă, încă o, o apreciere din punct de vedere strict juridic Hadrian e numit guvernator al provinciei Panonia inferior cât timp Traian mai e încă în Dacia. Ține minte, războiul da. se termină în 106, el mai stă în 107 din motive pecuniare, nu le reluăm acum. Uh, între timp, Panonia e divizată în două, e Panonia uh, superior și inferior, exact pe principiul Moesiei. Uh -huh. uh, dar ce, ce remarc la Traian din nou, bă, felicitări, nu încalcă legea nici un milimetru. Principele, ca să înțelegeți din nou, principele putea să numească în postul de guvernator al unei provincii imperiale, cum era Panonia, da? că au fost destule excepții, nu acum, pentru că în cazul lui Hadrian, Traian decide să respecte la, la Buche legea. Adică, el putea să-l numească pe ăsta fără să fie pretor, putea să-l numească guvernator și dacă era chestor, și dacă era doar tribun militar, putea să facă ce voia, ca au mai făcut și alți principi, chestia asta. Dar nu vrea să-l impună nici pe plan intern, nici pe plan extern, nu știu, mi se pare foarte uh, atent cu evoluția lui Hadrian. Nu știu ce să spun din no. chestia asta. S-a spus în foarte multe interpretări că nu ține atât de mult la el, că ținea la el, dar într-un mod uh, ușor, invidios. Uh, sunt o grămadă de. și nu o să intru acolo, nu o să intru acolo, însă remarc doar tipicitatea și aprecierea pentru, pentru lege, până la urmă, pentru litera mm -hmm. legea lui Traian. După, după mandatul lui de guvernator în Panonia, nu avem foarte multe informații despre ce a făcut. Știm că în 112 călătorește în Grecia și este numit în Atena Arhone Ponim. Adică, care dă numele anului, așa cum era la, la romani Consulul, practic anul 112 este denumit după Hadrian după în numerotarea grecească. Și cam, cam astea sunt aproape ultimele vești, înainte de perioada pe care am discutat-o în episodul anterior cu probabil o singură excepție, faptul că undeva în uh, perioada asta ajunge în poziția de a i scrie discursurile și de a i citi discursurile lui uh, Traian în Senat. Uh, practic, uh, cumva dacă e să, să ne imaginăm un pic, uh, să ne imaginăm un pic uh, poziția ar fi, nici nu știu, uh, nu, nu, cred că avem echivalent acum, dar un ar fi de un fel de, un fel de, de cuvânt. De stat sau un purtător de cuvânt, da. Deci mai degrabă ar fi un fel de purtător de cuvânt. Și aici vine un moment foarte, foarte interesant, pentru că în momentul în care vine și citește primul discurs al lui Traian este cumva luat în derâdere, pentru că, zic senatorii cu un pic de răutate, are un accent de provincial. După asta, Adrian chiar lucrează la, la intonație și la retorică, și următoarele discursuri vor fi citite impecabil. Însă, există cumva. Să zicem că există niște motive pentru care el și cu senatul nu prea se plac Senatul cumva îl văd cam provincial și cam, uh, cam străin El este un pic deranjat de atitudinea asta Dar până la Eu urmă că, pare în regulă Cred că e doar un răutăcis dacă mă întreb pe mine Eu cred că în 30 de ani cât avea el acum deja uh, a apucat să învețe foarte bine limba latină cu accent, cu tot ce trebuie. Încă o chestie pe care am văzut-o la istoricii moderni și am văzut-o și în inscripțiile astea din fastii consularii după, și din perioada imperială. În 108 ajunge totuși consul sufect, adică pentru că face treabă bună în Panonia, Hadrian e remarcat, până să plece în Grecia, ajunge, ok, nu e nici pe departe postul ăsta atât de prestigios cum, cum e consul ordinar, adică ăla, pentru că e, acum ai spus și tu exact acum, la, la greci, consul ordinar, pe lângă faptul că începea anul, dădea și numele anului în care era, e foarte important, adică, na, dar era clar era clar pentru Hadrian că era cu un pas mai aproape de vârful piramidei, deci consul subfect, următor, următorul pas era consul plin. Nu mai știm nimic despre el decât că e numit guvernator al Siriei în locul celui curent care fusese trimis să, se, să oprească o răscoală în Dacia. Asta este o notiță de asta care ne dă de înțeles că undeva în jurul anului 117 are loc o răscoală și în Dacia, și, și guvernatorul Siriei este trimis să se ocupe de urgență de situația din Dacia. Nu un, guvernator Siriei, un guvernator al da. Siriei, un guvernator al Siriei care fusese anterior guvernator al Dacei. Cred că vorbești de Quadratus basus. Cred că da, cred că da. Și ăsta știind exact care erau adică ok l-a trimis pe ăsta pentru că el fusese după Nigrinus, sau nu mai știu după Scaurianus, că ăștia au fost primii trei guvernatori ai Dacei a fost și el acolo în intervalul ăla între 106 și 117 da. și pentru că știa cu ce să mănâncă zona aia, l-au trimis pe ăsta să... Nu știu dacă au fost chiar daci aia care s-au răscut la... Cred că au fost sarmați, daci liberi, adică nu știu dacă au fost chiar din province sau din afară, dar cert e că au făcut un, un pic de, de deranj suficient de mare încât să disloce dizloce pe ăsta din Siria, în Siria unde, să știți că nu ajung guvernatorii toții... Ciumpalacii, adică toți neica nimeni, ajung guvernator doar cei care merită și care se pricep la partea asta militară, și să-l, mă rog, să-l trimit acolo să rezolve problema. Uh -huh. uh, nu o să mai discutăm de ce se întâmplă mai departe, pentru că lucrurile sunt, uh, sunt destul de clare. Am povestit ce face, ce anume face în partia Traian, cum anume își simte cumva sfârșitul aproape și se îndreaptă către Roma. Se oprește în Cilicia și în Cilicia după o suferință de câteva zile moare și parcă aici am lăsat povestea nu? Până să ajungem aici doar o chestie așa de mă rog, de cultură generală simpatică treaba El până să se ducă să-l ajute pe Traian în campania lui împotriva parților iar între 109 și 113 stă în Grecia, stă în Ahea, stă, stă în Atena Și... Aici, cumva, el se simte ca peștele în apă. Adică, pentru mulți romani, cum ai spus și tu la începutul episodului, Grecia era patria civilizației. Da, filozofie, literatură, tot felul de artă din astea frumoase. Chiar dacă își pierduse, Atena și pierduse clar importanța asta politică și militară, pentru pentru Hadrian a fost foarte important, obține postul ăsta de arhon, cum ai spus și tu, și încă se întâmplă acum coșmecherie, tot așa, nu înțeleg, mi-aș mi dori să înțeleg, mi-aș dori să am mai multe informații pentru că sunt capabil acum să pun tot felul de întrebări din astea destul de de-inquiring, destul de iscoditoare, de ce, transfer, de ce transformă exact acum când este Hadrian în Ahea, provincia asta din senatorială în imperială, pentru că exact așa face și cu Bitinea și Pontul, când acum se află Pliniu cel tânăr aici. Da, nu știu, e, 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 o, e o întrebare foarte bună. Poate că se pregătește cumva să folosească provinciile astea uh, în sens militar sau poate pur și simplu este o slăbiciune a senatului care cedează foarte ușor uh, dominației imperiale. Pentru că suntem încă în perioada principatului și, uh, ca idee, deci, uh, istoria uh, Imperiului Roman se împarte în două, deci există această împărțire cumva în două, până la Aurelian, cel care știm că ne-a părăsit ca, ca, pe Penelopa în Prag, până la Aurelian este ceea ce s-a numit principatul sau Cred că chiar înainte de Aurelian și după este ceea ce se numește dominatul, adică momentul în care uh, princepsul nu mai este princeps, este împărat în toată regula Dacă vedem, încă avem discuții despre relația dintre princeps și, uh, și senat, discuție care nu va mai exista mai târziu Pur și simplu, Senatul este doar o adunătură, dar un, un fel de sindicat al uh, celor mai bogați indivizi din Republică, din, din, din uh, de fapt, din Imperiu. Și, da, cam, cam asta va fi uh, Bine, din uh, punct de vedere... de relația. Însă, deocamdată, suntem încă în perioada în care uh, Senatul mai contează, relația cu Senatul mai contează și uh, vedem o transformare lentă către... Nimic nu se întâmplă foarte rapid. Noi știm că este imperiu de 100 de ani, dar totuși nu pare. Deci, acum în 113, Hadrian e chemat la oaste, cum ai spus și tu. Trecem peste războiul ăla din partea, că l-am discutat la Traian. Dar până, până să vină el în 113, decide să adopte complet și filozofia și stilul de viață al grecilor și își lasă barbă. Da. Tot așa ca informație de cultură generală, e o premieră din nou, este o premieră pentru un împărat roman, cel puțin la nivel de monumente de preamărire, adică nu o să vedem niciun mausoleu, nu o să vedem nicio columnă, nu o să-l vedem pe Traian cu barbă, nu o să-l vedem pe Domitian cu barbă, nu o să-l vedem pe Nero cu barbă și așa mai departe. Mm -hmm. Nu înseamnă Acum nu știu dacă în viața de zi cu zi ăștia chiar se, se rădeau toți în fiecare dimineață Înseamnă doar că în accepțiunea publică, în conștiința publică, trebuiau să arate ăștia într-un anumit fel Ei bine, Adrian schimbă și, și, paradigma asta și încă o chestie foarte tare E influențat, mai mult ca sigur, de filozoful stoic Epictetus Trăiește pe vremea asta la Atena și în Grecia, nu, nu doar la Atena, Epictetus ăsta, care spune că spune o chestie foarte, foarte drăguță, zice, bă, Um, cum altfel ne-am putea deosebi de femei dacă nu ne-am lăsat barbă natura ne-a lăsat cu barbă, așa că trebuie să o lăsăm acolo, nu să o mai, o mai tundem din cât în când, dar nu trebuie să-i supărăm pe zei și să confuzăm cumva sexele, știi ceea ce e foarte tare adică, bine, eu aș, aș mai spune de niște diferențe anatomice dintre bărbați și femei, dar nu vreau să folosesc un limbaj colorat, că avem deja un episod cu limbajul ăsta și, și m-am Exact. De deci ce era simpatic, dar da. mă rog. Bun, hai să vorbim despre moartea lui Traian. Moartea lui Traian e privită cu suspiciune, nu pentru că se suspectează că Traian ar fost omorât, otrăvit sau ceva de genul ăsta. Nu, cumva, cumva e de la sine înțeles că bă, Omul se îmbolnăvește, foarte posibil să, să fi luat o insolație sau să fi fost altceva, nu știm exact ce, însă este clar că și el își simte sfârșitul aproape, nu este, nu este otrăvit. În momentul în care ajunge în cilicia, stă 2-3 zile înainte să moară, alături de el, pe partea de moarte, îl îngrijește Plotina. Bă. Scuze, scuze, Dorine, mii de scuze. Deci, vreau să fac totuși o, o erată. Mi-am adus aminte. Așa Apropo zi. de războiul ăsta dintre romani și parți, în care, într-adevăr, Traian, având peste 60 de ani, cumva își supra-solicită corpul, zăpezile din munții Armeniei, deșertul din Mesopotamia, toate câmpiile alea stepe, ce mai era pe acolo. Și o cauză, poate chiar mai importantă decât lipsa de reacție a parților, este conflictul intern. Eu am spus până acum de conflictul ăsta între Parți și uh, Imperiul Cușan, pentru că erau niște uh, conflicte acolo în zona Bactriei, dar mm -hmm. e la fel de probabil și posibil și posibil și probabil ca uh, să-i fi afectat mai mult. Adică faptul că romanii au reușit să intre ca în brânză, să se ducă Traian până la Golful Persic, fără să opună Parții o prea mare rezistență, se datorează sau mă rog, se cauzează și faptului că era un conflict intern pe uh, în, în Imperiu Part. Și după ce și l-au rezolvat, s-a terminat comedia și o să vedem că începe, începe tragedia pentru romani, dar până atunci uh, na, cam asta e cauza. Eu am spus că ăștia sunt angrenați într un conflict extern, dar e la fel de important și conflictul intern de la -i din da. din imperiu. Uh, bun, deci ce -a... Care este istoria oficială? Istoria oficială este că două zile înainte de moarte, Traian uh, îl adoptă pe patul de moarte pe, pe Adrian. Adrian primește vestea în, în Siria, el este guvernator în Siria, primește vestea în Siria și uh, decide să facă o sărbătoare în acea zi uh, în cinstea noului său nume, practic noua, noua lui zi de naștere. Două zile mai târziu primește vestea că Traian a murit și atunci decide să, să creeze o nouă sărbătoare în care să fie sărbătoarea în care este el numit uh, princeps. Ca și idee, există, cum ziceam, niște suspiciuni și anume uh, teoriile sunt, uh, să zicem, un pic fanteziste în sensul că se presupune că plotina... În ciuda Deci uh, Traian moare fără să lase un moștenitor, poate într-un fel dorindu-și uh, o moarte precum uh, Alexandru cel Mare care nu a lăsat un, uh, un moștenitor în urma lui uh, Traian să fi optat pentru o soluție similară și uh, să fie ceva de genul, băi, toți prietenii mei să împartă ei între ei... Uh, cum, uh, cum știu mai bine păi, uh. Da, ți se pare inteligent cum a gândit -o? adică n-are -are niciun exemplu în, în istoria trecută în, în care a funcționat alegerea sa lui. Uite ce s-a întâmplat cu Alexandru adică de Absolut, ce absolut. deci nu uh, asta, este, asta este una din, uh, din variantele fanteziste A doua variantă fantezistă este că, uh, da ok, a murit și a murit înainte să lase un moștenitor, chiar dacă și-ar fi dorit poate să lase un moștenitor și Plotina ar fi angajat un actor care să vorbească cu vocea lui Traian în timp ce dictează edictul prin care anunță înfierea lui Adrian și să-l mai țină încă, să-i mai țină în cadavru încă vreo două zile și de-abia după aia să anunțe că, că a murit. Uh... Eu am două citate aici, un citat din Vita Hadriana și un citat din Casius Dio. Dacă vreți să le dau pe amândouă, Sigur, foarte pe care vrei tu. Sunt unii care pretind că adoptarea lui Hadrian ar fi fost opera partidei Plotinei, care imediat după moartea lui Traian l-ar fi substituit pe acesta cu un impostor, ce ar fi vorbit cu o voce stinsă în numele împăratului. Exact ce spui tu. Și Casius Dio, fiată ce spune Casius Dio, deci murind Traian fără copii, Atianus, pentru că vreau să mă mai refer la o chestie, Succesiunea sa la domnie Uh, dintre Traian și Hadrian, paradoxal, poate nu o să fiți de acord cu mine, nu are atât de mult de-a face cu Traian sau cu Hadrian, are de-a face cu alți oameni, are de-a face cu Plotina și cu Atianus. Și o să spun imediat despre ce afirm, despre ce am făcut aserțiunea asta. Deci, Murin trăia fără copii, Atianus, concetățeanul și fostul său tutore, precum și Plotina, care era îndrăgostită de el, adică de Hadrian. Bă, așa spune Cassius Dio, nu eu, nu nu, nu, nu trageți în, în mesager. Îl desemnară Cezar și împărat fiindcă era cel mai aproape și avea sub comanda sa o mare armată. Tatăl meu! Deci, fii atent ce spune Cassius Dio! Genial! Tatăl meu! Apronianus, care fusese guvernator în Cilicia, deci chiar unde murise Traian, mm -hmm. înainte de el, adică foarte aproape de perioada asta. Uh, știa bine toate câte s-au petrecut. El îmi spunea printre altele cu lux de amănunte că moartea lui Traian s-a ținut ascunsă câteva zile pentru ca știrea despre adopția lui Hadrian să, să se răspândească mai întâi public. Aceasta s-a observat și din scrisoarea către Senat, căci nu o semnase el, ci Plotina, lucru pe care nu-l făcuse în nicio altă împrejurare. Adică a fost un forgery. Cumva i-a falsificat semnătura lui Traian și. Nu i-a -a falsificat, a semnat Plotina. A, a semnat Plotina, ok. Dar asta spun. Cumva nu Traian și Hadrian sunt importanți pentru povestea asta, ci Plotina și Atianus. Da, da, da e, 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 foarte posibilă treaba asta. Uh, și uh, istoria Augusta, din contră, consideră, dacă țin bine minte, consideră numirea lui Adrian ca fiind legitimă. Da, da. Uh, hai să spun ce se întâmplă, ca sunt Exact, exact. Eu și eu am stat și m-am gândit, bă, deci Plotina trimite scrisoarea asta senatului, îi mai scrie o scrisoare lui Hadrian și cere lui Hadrian, bă, vin în Antioch. Pentru că se întâmplă o chestie pe care n-am văzut-o discutată nicăieri, dar sunt mândru de descoperirea mea. Deci, Hadrian este în Antioch, îi spune, bă, ia primele măsuri de consolidare a noului status quo, adică tu ești, îți spune, îți garantez că tu vei fi noul principe pentru că o să facă eu niște ma aici. Hadrian vine într-o suflare în, în Selimus, unde, unde, foarte important, Atianus, practic Atianus îl înscăunează împărat. Asta se întâmplă acolo, Da, chiar dacă hmm. e o nuanță pe care. Deci, noi o să vorbim după aceea. Hadrian se întoarce în Siria, este numit împărat, nu imperator, de către legiuni. Se duce după aceea și își cere scuze senatului că, bă, știți, au insistat ăștia, n-am vrut, Imperiul avea nevoie de un împărat și am cedat, dar îmi cer scuze și, în fine, m-am sacrificat pentru binele umanității. Până la urmă am acceptat această cupă de venin care e, care e principatul. Însă, senatorii sunt cumva mulțumiți, își dau seama că n-au ce face și, înainte S-a mai întâmplat chestia asta de multe ori în cazul împăraților romani. Înainte ca ei să fie proclamați de legiuni, înainte să, să primească un, un cec în alb, adică să. cum se numește chestia asta, pe care. înainte să fie sancționată decizia asta, investirea de către Senat. Hadrian primește un cec în alb de la Pretorien Asta încerc să spun și nu prea îmi iese. Așa văd eu lucrurile. Așa văd eu lucrurile. Și Hadrian chiar profită de, de cercul ăsta în alb și se uită exact la situația din, din teritoriu și are de gând să acționeze. În, cumva este un episod foarte dubios. În momentul ăsta, practic, există vreo patru rivali la, la tron. Pentru, pentru, Adrian și uh, toți cei patru sunt, uh, sunt prieteni destul de apropiați, cum este și Adrian, cât de cât, uh, prieteni destul de apropiați lui, uh, lui Traian. Primul este Aulus Cornelius Palma, direct implicat în uh, cucerirea Arabiei Nabatea. Uh, el și Lucius Publius Celsus uh, cumva vorbesc public contra lui Adrian. Deci cumva zic, băi, nu e în regulă că Adrian a făcut chestia asta și uh, nu trebuie acționat contra lui. Pe lista, pe lista scurtă de rivale a lui Adrian apare și Lucius Quietus. <coughs> băi, mereu mă, mă când vine numele lui. Uh, Kitos. Uh, al nostru, care, de care uh, povestisei tu mai multe în, uh, în vreau o Da, o să vreau să mai spun două trei chestii. V-am spus da, da. că m -a, m a prins cumva povestea lui lui Cuietus. Uh, dar... care este și el suspectat alături de cei uh, dinainte de, de un complot contra lui Hadrian. La fel și guvernatorul Dacii la preluarea imperiului de către Hadrian, Gaius Avidius Nigrinus. Istoria Augusta ne zice că Adrian ar fi vrut să-l facă pe Nigrinus succesorul lui, însă tot, tot, istoria Augusta ne spune că după ce cei patru sunt strânși într-un complot la adresa lui Adrian, senatul, aici foarte mare atenție, senatul decide eliminarea lor. Palma e omorât la Taracina, Celsus la Baie, Baie, nu la baie, nu la bă, camera anumită baie, ci baie bă, este un oraș no, În campania în, campania, așa, în campania. campania, Nigrinus este omorât la Favenția și Lucius este, bă, ni se spune, omorât pe drumul spre casă Foarte important, zice așa, la ordinul senatului și contra voinței lui Hadrianus, după cum spune el însuși în autobiografia lui Aici, istoria Augusta spune că citează din autobiografia lui Hadrian, pe care el într-adevăr a scris-o în timpul, în timpul vieții și ar fi fost un document foarte interesant dacă ne-ar fi rămas. Desigur, probabil că ar fi trebuit să-l citim cu foarte multă sare și nu este foarte bună pentru nimic sarea pe care trebuia să o ingerăm pentru a citi acea autobiografie, dar tot ar fi fost interesantă, zic eu, de, de citit. Mm. Ăștia patru care au fost conspiratorii șefi uh -huh. deja fusese prinsi cu niște mașinațiune adică în momentul în care Traian tot amâna decizia de a lăsa un urmaș începeau să prindă din ce în ce mai mult vânt în pupa, toți ăștia patru, pentru că erau niște tipi, erau senator de prim rang și Palma și Celsu și Nigrinus și, și Cuietus și pe partea militară erau foarte meseriași, puseseră și guvernator și Cuietus încă nu fusese consul, îi se, promus, îi se promisese de către, de, de către Traian, dar n-a mai ajuns să fie așa și tot așa, așa văd eu lucrurile și ai mai spus tu un cuvânt pe care o să-l dezvolt acum, frumentarii ai spus frumentarii pe episodul trecut și cred că până la urmă rolul cel mai important în descoperirea acestei conspirații, deși e super allegedly, eu n-am văzut, eu n-am înțeles ce-au făcut ăștia, eu n-am înțeles ce-au făcut ăștia sincer, nu înțeleg cum i-au prins cu ce, unde e o caua mică, că n-am văzut nicio nicio conspirație, niciun un sincer. nici nu au avut când să conspiră, deci ăștia sunt eliminați până la sfârșitul anului, adică foarte rapid. Adică să, să fim. Deci, Lucius Quietus e ultimul care care este omorât, și ăsta e omorât înainte de 118, când ar fi trebuit să primească rolul de consul consul principal. În, ordinar, în, ordinar, an, da. A? ordinar, da. Ordinar, da. A, ordinar, așa, scuze. Deci, ar fi trebuit să primească rolul de consul ordinar și, și nu mai apucă. Adică, el probabil era în drum spre. Deci, nu, nu, e, sunt nu toți, e suficient timp. Sunt cât toți să în. Conspira. sunt toți în părți diferite ale Imperiului. Unul da. e în Spania, unul în Italia, unul în Siria, unul în Băda, adică oamenii nici nu știau unii de ceilalți. Este clar că a fost o făcătură, probabil da. cu ajutorul acestor frumentarii. Mă rog, vedeți, până acum, până să ajungem la frumentarii, rolul ăsta de, de poliție politică, de spioni așa rudimentari era jucat de pretorieni, de soldații din garda pretoriană, doar că pe ăștia uh -huh. îi cam știa lumea. Bă, pe ăsta îl știu. Și atunci Hadrian și Traian au venit cu o chestie. Bă, stai un pic, da. hai să numim uh, spioni colectori din ăștia de grâne care, nu știu, uh, na, le, le, furau până, până, la urmă Flumentarii ăștia au ajuns să le, să le fură pâinea de la gură pretorienilor. că ei erau zis, cu poliția secretă până acum, acum nu mai, nu mai sunt. Dar Asta uh, asta spun, frumentarii erau destul de anonimi, oamenii habar nu aveau uh, chestiile că, na, chestiile pe care le spuneau puteau să ajungă la princeps și atunci a uh, ți-am spus este complet nemeritat, pentru că vreau acum, să spun două trei cuvinte despre despre quietus, n-am apus Așa. episodul trecut. Uh, n-am vrut să l omor în același episod cu cu Traian, că mi s-a părut prea prea sângeros, dar, mă, până acum din toată istoria asta a o să mai vorbim, poate ajungem și discutăm și despre Belizariu și așa, dar până acum, de la Republică, de la Imperiul Roman, este cel mai tare comandant de cavalerie pe care, pe care l-am perceput eu. E cel mai valoros, cu cele, adică cu rezultate uh, foarte notabile, vă scriptic, adică poate să-și demonstreze, nu e așa, gargară. Adică, deci, ca să înțelegeți, ăsta a condus cavaleria la tape, prin toate depresiunea din Dacia Bă, acolo n-ai cum să șarjezi de nicio culoare Se împiedică cai unii de alții Deci omul, omul s-a folosit atât de bine De relieful accidentat Cavaleria, când ne întreba un, un ascultător Bă, poate ajungem să povestim și niște strategii Din astea de luptă Cavaleria, dacă nu erau niște nei ca nimeni aveau legături cu știți, aveau legătură, adică se descurcau și dacii lui Decebal destul de bine. Cu toate aveau astea, legătură și conflicte foarte importante. Da, dar zic, au, au împrumutat câte ceva de la ei, adică aveau un pic de vivacitate pe șaua aia, nu cădeau, nu se puteau întoarce, puteau să scoată sabia, să arunce cu sulița, să tragă o segeată și așa mai departe. Dar, ce vreau să spun, peste tot pe unde l-a trimis Traian, cu s-a rezolvat problema. Bă, absolut peste tot. În Dacia, în Armenia, în Antropatene, spuneai tu data trecută, în Mesopotamia, tot a câștigat bătălii, ține minte, l-a ucis pe nepotul ăla al regelui part, deci a câștigat bătălii împotriva călăreților parți. Deci omul a făcut deci șapoba, șapoba pentru tipul ăsta foarte tare. V-am spus, la fel ca mulți alții despre care poate nu vorbim, îi trecem cu vederea la Binus, Sertorius, chiar și Atianus. Și Atianus este un tip foarte interesant. Aceste personaje secundare fără fără ele, gândiți-vă că sunt sunt procesele din background, fără ele nu funcționează aplicațiile sau foarte, adică, au foarte multe baguri. Mm -hmm. Deci fără oamenii ăștia, fără personajele secundare, n-am putea să vorbim despre, despre personajele cu atâta în fază uh, și cu atâta poftă despre personajele principale, care, na, în ultima mm -hmm. vreme, sunt Adrian și Traian. Deci, într-adevăr și pentru mine a fost un nume surprinzător, așa cum acum câteva episoade mai multe un pic. A fost surprinzător numele și cariera militară a lui Corbulo, pe care a. nu l-pomenește absolut. Corect, are un uh, nume, da, da. da. Uh, bun, acum uh, în, încă ceva, scuze. Așa. Până trecem, până ajungem în domnia, până începem domnia lui lui Hadrian, vreau să să spun ce. -am, am citit multe chestii despre despre Plotina. Și mulți o acuză de toate mașinațiunile astea diabolice. Bă, doar, doar că mie mi se pare foarte important, mi se pare cea mai bună decizie uh, prin care nevasta lui Traian cel mai probabil a evitat un război civil. Dacă ea nu făcea țigăniile astea, cum vrei tu să spui? Adică, în momentul decesului lui Traian, uh, situația Imperiului era extrem de critică. Dacă citim și uh, asta, Vita Hadriana, deci războiul cu parții nu era încheiat. Să nu uităm, parții contra Carauș luau înapoi teritoriile În multe provincii, ne spune și Cassius Dio da, Izbucniseră tot felul de brăscoale din astea extrem de sângeroase În Mauritania, în Egipt, în Britania, în peste tot aproape Și exact ce voia să rezolve până la urmă și Atianus și Plotina În armată, cel mai probabil erau destui generali care se considerau mai merit, Toși decât Hadrian, adică care aspirau la, la Coroana imperială și și-o doreau. Tăinuirea asta a plotinei, bă, a dus la un. Gândiți-vă că am mai vorbit despre chestia asta, a dus la un transfer lin al puterii. Lucrul uh -huh. ăsta nu s-a făcut pe vremea lui Nero, nu s-a făcut pe vremea lui Caligula, nu s-a făcut pe vremea lui Domitian și uitați ce s-a întâmplat atunci. Acum, chiar dacă ok, a mințit, a tăinuit, puteți să o acuzați de ce vreți. Eu zic. Că, dat fiind situația de față, a luat decizia cea mai bună, cea mai bună, nu contează zvonuri, nezvonuri, bă, eu cred că și dacă erau cei patru generali care plănuiau o lovitură de stat, și dacă nu erau, trebuia aici, din nou, e, e inexplicabil de ce Traian totuși a făcut o, o nerotică din asta, adică și-a bătut joc de Imperiu, nenumind numind niciun uh, urmaș chestia aia pe care acest argumentul ăla e complet fantasmagoric, n-are nicio legătură cu realitatea, că i-a lăsat pe toți apropiații lui din cercul intim de prieteni să se lupte și cei mai puternici să câștige. Aia e o mizerie sau să-și împartă imperiul frățește. Unde da. găsești tu? Adică, nu, nu, că... nu, a, a, astea da. sunt ideea aberrantă, mai ales că singura, singurul motiv pentru care Treaba asta ar fi fost reală, ar fi fost pentru că înainte să moară a pus niște jertfe la casa lui, lui Alexandru de pe nu mai știu unde. Deci, nu, e, clar că, într-adevăr, decizia plotine, dacă este decizia plotină, este foarte posibil, foarte posibil ca varianta oficială să fie și cea corectă. Nu știi niciodată. Nu avem suficientă informație Chiar dacă avem bârfele lui Diocasius, hai să zicem că putem avea încredere în el că într-adevăr e decizia Plotinei, dar no, și varianta oficială are meritele ei. Mergând pe varianta asta a Plotinei, iarăși cum ai spus și tu, mi se pare o decizie foarte înțeleaptă, o decizie înțeleaptă pentru familia imperială, în primul rând, și mie mi se pare că din rolul ei de Augusta merită. Merită să aibă dreptul să decidă pentru uh, familia imperială, zic eu. Cred că nu era de iure, cred că nu era de iure, în cauza da? dar, dar, dar Era de facto, da. Da, -a, deci a făcut-o de facto și, și în regulă. Ce se întâmplă după numirea lui Adrian, mie mi se pare că pe lângă, deci eu nu cred că doar patru nume au fost, sau chiar dacă au fost pe lista senatului patru nume, pe lista lui Adrian au fost mai multe, de altfel, dacă ne uităm un pic, tot dispar oameni din, din peisaj, dispare <sus> Apolodor din Damasc, de exemplu, pe care, deci... Povestea teoretică este că ar fi fost gelos pe Apolodor din Damasc că nu-i acceptă încercările în materie de arhitectură, și, drept urmare, îl exilează și îl și poruncește să, să fie omorât. Dorine, ce e... Apolodor, Apolodor a avut toată dreptatea din lume. Deci el construiește minunea aia arhitectonică, podul de la Drobeta, care e, bă, e o, o capodoperă, este absolut o capodoperă și vine deșteptul de Hadrian, care schimbă viziunea, e mai conservativ, e mai defensiv și decopertează podul, își bate joc de toată munca lui ăsta. Păi oh. ce, -ar, ce, -ar, ce, ar, trebui să se facă Apolodor? Normal că, bă, îți ba joc de mine? Deci, nu, deocamdată o să vreau să vorbim un pic și despre Apolodor, dar înainte vreau să pun accent pe faptul că în perioada de început, Adrian curăță cercul imperial foarte serios. De exemplu, bine are episodul ăsta în care secret, în îl dă afară chiar pe secretarul lui, pe, pe Suetonius, Suetonius istoric nu nimeni altul. Uh, Dar știi cumva, de ce de afară? Cumva dând de înțeles că ar fi avut uh, o, un amantluc cu Sabina, uh, exact, uh, exact, soția lui. Și continuă după aceea. Are un amantluc fără acordul lui. Da. Deci pe Adrian l-a deranjat faptul că el nu știa că dacă poate Suetonius s ar fi spus Bă, observ o tensiune în căsnicia ta, vă că sunteți foarte distanți tipa nu prea vrea să aibă urmaș cu tine uh, Nu știu, vreau și eu să merg pe urmele lui Ovidius Naso Care a satisfăcut-o pe fica lui Octavian Așa și eu, uite, satisfac soția, uh, mă rog, uh, principelui Dar uh, replica asta cu bă fără acordul meu, mi se pare fără cunoștința mea, mi se pare genială. Deci bă, exact, dacă dacă exact. știam, dacă știam poate te lăsam. Dar așa, deci aici mă doare cel mai tare că nu mi-ai spus, băi Suetonius, spana mea. Deci ca să, ca să pictăm situația asta, deci trebuie să vedem cumva primii primii ani ai lui Adrian puși cumva sub spectrul lui Traian. Uh, asta pentru că în momentul în care moare Traian, moare liantul care ținea imperiul uh, cumva uh, solid uh, Cuceririle lui Traian se disipează în secunda în care el uh, el dispare. Uh, situația e rezumată foarte simplu. Zice, Maurii atacă, sarmații pornesc la război, Britonii nu pot fi stăpâniți, Egiptul se revoltă, iar Libia și Palestina își arată spiritul rebel. Asta, asta este citatul. Practic, omul are un, uh, un imperiu care arde din toate punctele de vedere și are un aparat moștenit de la Traian care în momentul ăsta... Este foarte posibil ca acel aparat să se gândească mai mult la cine pune mâna pe banii princepsului decât la altceva. Da? Explicația Deci, ai foarte, foarte, foarte simplu. Ai, ai perfectă dreptate și îți spun de ce. Adică, îți spun, ok, astea sunt chestiile concrete care se întâmplă. Eu îți spun din ce cauză se întâmplă. că Asta e cauza, e cea hmm. mai importantă. O problemă cu extinderea asta continuă a granițelor Imperiului e că necesită mereu o creștere a efectivelor armate. E clar, da. e de manual cu cât te cu atât ai nevoie de mai mult armată. Altfel, n-ai cum să aperi noile teritorii cucerite. Și apropo de Traian și de incursiunea asta lui în partia, noi știm că Traian avea probleme foarte mari cu recrutarea soldaților încă din timpul războiului, din 114, 115, 116. Deci problemele astea... Uh, a mai pierdut și trupe în războiul propriu zis, în tot felul de confruntări, dar tu te trezești pe hârtie, că asta, asta au pățit romanii. Bă, pe hârtie ești mare și tare, că ați văzut cum arăta harta pe vremea lui uh, uh -huh. Traian. Dar, în realitate, ești super slab, ești super șubred. Și vine Hadrian, își dă seama de chestiile astea și ia niște decizii pă, pe cât de dificile, pe cât de contestate de senator, pe atât de utile. Deci, Hadrian, cu toată dragostea, chiar face un lucru pe care Traian nu l-a anticipat. El nu și-a dat seama că s-a extins mai mult decât îi permitea plapuma, mult mai mult. Și încă Bine, o chestie. Da, adevărat. Deci, mi se pare că el cu aroganță uh, și-a întins plapuma și peste partea și poate n-ar fi fost cazul. Nu din punct de vedere logistic, nu avea ce o legătură cu realitatea ce s-a dus cu două cohorte a ajuns în Golful Persic și în s-a întors noroc. Ți-am spus că a avut și relieful de partea lui, a venit așa cu vasele pe Tigru și pe Ufrat, ăștia erau plecați în altă parte și în fine nu intru în... A murit învingător aia e toată șmecheria lui. A, Foarte deci bine. el a Oră. murit învingător vingător, Optimus uh, după el Optimus, potop. Da, da, A premoa de luj, cum ar spune exact. Ludovic XIV, ca să zic așa Bun. Exact, exact, exact. Faza este că, vă vezi, sunt un pic mândru de mine, eu am anticipat chestia asta, mai țineți minte ce v-am spus eu la războaiele dacice Bă, e surprinzător, e surprinzător că atunci când tu îți masezi toate legiunile, toată armata aproape într-o provincie Duci un război atât de costisitor cu Dacii, toate celelalte provincii, tac Sub, adică cum să zic Suspicios de mare pacea Din provincii. Ei bine, războiul cu Dacii a fost excepția Regula este ceea ce se întâmplă După ce moare Traian și în timpul războiului cu parții Tu te duci acolo Toate trupele ți le cărăbănești într-o parte Și nu mai rămâne nimeni Spune foarte frumos ăsta Flavius Iosefus Nu mai are cine să-ți apere Nu mai are cine să colecteze taxele Nu mai are cine să impună coercitivitatea asta a Legii Mm -hmm. Și atunci, ăștia sunt de capul lor, și maurii, și egiptenii, și palestinienii, și evrei, o să vedem. Deci e stat în stat, nu are nimeni grijă de, de ei, și atunci e normal să se întâmple chestia asta. Bun. Nu o să facem o discuție a tuturor deciziilor militare pe care le ia Adrian. Nu avem de gând să explorăm singurul. Deci o să vreau să fac o prezentare foarte pe scurt a ce decizii ia Hadrian pentru a stabiliza. Deci, practic, rolul lui este să stabilizeze Imperiul. Și în momentul ăsta, cum va face lucrul ăsta? Eliminând eventualele surse de disensiune interne, în primul rând, și stabilizând fiecare regiune în parte. Adrian de exemplu decide evacuarea de urgență a provinciilor Mesopotamia, Siria și Armenia Superior și uh, probabil se gândea să renunțe și la Dacia, adică nu probabil, sigur se gândea să renunțe și la Dacia. Însă uh, în momentul în care văd, adică el cumva trebuie să-și mențină în același timp uh, cumva capitalul politic nu poate să se întoarcă la Roma să spună Ok, nu mai avem nici Mesopotamia, nici Asiria, nici Armenia Superioară, nici Dacia De unde ne vin nouă bani în momentul ăsta nu, nu, mai avem niciuna din chestiile astea Și este foarte greu să mențină un princeps, să mențină imperiul în, în stilul ăsta Uh, ăsta e motivul pentru care totuși de Dacia mai ține Chiar dacă decopertează zi, uh, podul lui Apolodor Și uh, după ce discutăm un pic despre Dacia O să vreau să discutăm un pic și despre Apolodor uh, Prietenii, Oamenii din cercul lui uh, intimul uh, îl descurajează să părăsească Dacia Explicând că și a, a, asta este probabil un motiv mult prea bun pentru a fi ignorat chiar și de către un Adrian foarte uh, precaut: motivul este că sunt prea mulți cetățeni romani care ar fi abandonați în mâna barbarilor. Uh, așa că uh, Adrian, după ce, uh, după ce trimite ordine să se stabilizeze toate, toate provinciile care uh, încep să se revolte, se duce nu în Palestina, nu în Egipt, nu în Mauritania, se duce în Mezia. Și acolo îl pune în fruntea operațiunilor pe Quintus Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. Dacă turbo, voi spune turbo atâta. Ei da. vom spune turbo. Uh, și uh, turbo este uh, un, un personaj care va deveni foarte important pe, uh, pe termen lung, ca și idee, uh, situația e destul de complicată în zona asta la S de Dacia, Roxolanii uh, sunt, uh, sunt, foarte războinici și cumva vorbisem noi în episodul anterior de cât de mult extinsese Dacia Traian și majoritatea hărților uh, care sunt desenate în perioada asta nu prind de fapt cam cât de mare este, uh, este Dacia în momentul respectiv, pentru că nimeni nu a desenat harta respectivă Arta respectivă ar fi trebuit să arată o delimitare care să înghită cu totul via Pontica, cea care ducea dinspre Transilvania înspre pontul Euxin și ar fi cuprins și sudul Moldovei și Muntenia dar majoritatea în unele, nu, nu în toate, nu în toate hărțile, nu, dar în nu în unele... toate, majoritatea sunt pe tiparul ăsta nou care nu are nici banatul, nu are nici deci nu are nimic de la ăsta, de la de la Traian. Adică nu, are doar doar porțiunea aia care rămâne de pe vremea lui lui Adrian. Ei hey, Acum este perioada în care roxolanii îi fac pe romani să retragă din zona asta, care dacă ține minte este mai slab populată totuși Deci și sudul Moldovei și Muntenia în momentul ăsta sunt, sunt mai slab ocupate, că ține minte că au fost tot felul de, de transmutări Muntenia, ale clar Muntenia, clar, e, e, decimată, e decimată de 9 ori. Uh, Muntenia nu e decimată o singură dată, da. uh, eu înțeleg de ce s-a gândit și de ce și-ar fi dorit să se retragă din provinciile astea, și înțeleg și de ce a rămas în Dacia până la urmă. Uh, până da. la urmă și-a dat seama că bă, era o vacă de mulți mult prea profitabilă. S-au convins timp de 10 ani pentru că Dacia spre deosebire de Armenia, de Asiria și de bă, Mesopotamia, intrase totuși de bine de rău de ceva timp în Imperiu și, ori... și Traian adusese o groază de oameni ca să exploateze resursele exact exact, exact și mi se pare uh, reacția lui Hadrian foarte inspirată pentru el ok, cercurile înalte de la Roma s-au supărat, bă trebuie să ne extindem ne trebuie mai mulți sclavi, mai multă bogăție acces la resurse, comerț și așa mai departe dar el știa că, în, în paradigma actuală, dacă ar fi încercat să păstreze toate uh, aceste provincii din estul Imperiului, Imperiul putea să se prăbușească. Și nu spun cuvinte mari. Da. Deci era el, el, la un um, pas să se prăbușească și Hadrian a spus, da. bă, mai bine să mă urască ăștia, să mă înjure, să nu le convină, hai să rezolvi o problemă și pe plan intern să scap de uh, conspiratorii șefi. hai să rezolv și cu provinciile astea și încerc, să încerc cumva. Să mă chipzuiesc, să mă adun, să mă organizez într-un spațiu pe care, despre care știu 100% că e funcțional. Uh -huh. Imperiul roman nu a avut niciodată aceste provincii să vadă dacă este funcțional cu aceste provincii în el. Dar Imperiul roman a trăit și fără aceste provincii și și-a dat seama, a ajuns la concluzia că este funcțional fără aceste provincii. Și Hadrian a ales, pentru că în, în pofida firii lui mai. Uh, nu știu, misterioase, spirituale, destul de greu de, de, anticipat. Era un tip foarte rațional, foarte logic, foarte algoritmic și mie mi se par multe decizii ale lui extrem de, extrem de inspirate cu bătaie pe termen lung. Nu neapărat pe termen scurt, dar cu bătaie pe termen lung sunt foarte inspirate, inclusiv, inclusiv ceea ce face el ca să scape basma curată pentru că îi omoară pe ăștia patru uh, senatori. Că până la urmă uh, Faptul că îi ucide pe ăștia e un dezastru din toate punctele de vedere Deci e un dezastru cu care Hadrian Săracu o să încerce să se să, să descurce singura, singura chestie bună pe care o văd eu e că nu și-a pierdut viața Aia e singura chestie Adică, Dar mai țineți minte, toți împărații începând cu nerva Uh, jurau pe roșu sau ce făceau ei acolo, că nu o să jurau la începutul domniei că nu vor vărsa sânge de senator. Mai țineți minte, era o, o, înțelegere din aia cam cum a făcut Octavian cu senatorii. Bă, de noi altă ne... parte, aici senatul teoretic este cel care comandă execuția celor patru. Bă, îmi pare rău. Adică, bun. Okay, e cu bun. sută cu ața albă, dar. Atunci a, spunem. A, a, asta atunci e spun. informația care a, a ajuns la noi. Bun. Atunci spunem, Dorine, de ce Hadrian alege să dea vina pe Atianus dacă senatul a decis, de ce dă vina pe Atianus până la urmă și Atianus care l-a ajutat să, să, ajungă împărat da? Bă, deci, o va okay. face mai târziu, mă. O va face nu, mai nu, târziu. Îi zice, bă, prietene, îmi pare rău. Ok, nu te omor, Îți dau un ornament triunfal, deși, mă rog, Atianus nu prea-l merita, dar îl destituie. Deci îl destituie din fruntea gărzii pretoriene, pentru că îl consideră vinovat. Dacă senatoria erau atât de răi, dacă senatorii ar fi decis, păi de ce să-l demită pe Atianus? Nu înțeleg. Îl va demita pe Atianus oricum la vreo 2-3 ani distanță, în momentul în care poate să-l pună Pai pe Turbo. Turbo este prins în momentul ăsta în Dacia. Vorbind ca să nu uităm subiectul ăsta, ce face turbo în Dacia? E foarte mie, mi se pare foarte important și este printre puținele notițe pe care le avem despre Dacia în momentul ăsta, așa că ar merita să stăm un pic să, să insistăm pe ele. Deci, în primul rând cu Roxolani, la de Dacia, do, nu Domitian Adrian va face pace consimțind la mărirea subsidiilor. Deci cumva acolo răscoala roxolanilor este cumva că ei erau în aceeași situație în care fusese odată Decebal și uh, ei se răsculaseră că li se scăzuse solda pentru protecția uh, Imperiului Da, roxolanii erau practic daci de pe vremea lui Domitian, exact, aveau exact acela statut exact. În momentul ăla, Muntenia și sudul Moldovei sunt, sunt abandonate. Din Moezia, mă rog, deci Adrian, după ce rezolvă problema cu Roxolanii, pleacă în, în Roma și îl lasă pe Turbo să organizeze provincia Dacia. În momentul respectiv, provincia este împărțită în trei, deci este nu în două, ci în trei. Chiar dacă apar menționate în diplome militare în ani diferiți. Cel mai probabil împărțirea lor se întâmplă în 118. Și apare o Dacia superior, Dacia inferior și apare și o Dacia porolisensis, care este cumva între Arieș și Mureș, zona respectivă, și care are propriul, propriul legat Uh, pro propriul uh, guvernator. Deci, dacă țin bine minte, stai să vedem așa, în Dacia Superior... Până îți găsești tu... Uh, da, în, în, Dacia Superior parcă este un uh, e numit uh, Prefectus Pretorio, comandant. Nu, 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 asta e după. Băi, chiar -și -am, Așa. Dacia Până Superior azi, are în frunte un legatus Augusti Pro Pretore, și un procurator imperial, procur procurator Augusti. Celelalte două dacii sunt conduse doar de către un procurator Augusti. Deci practic în Dacia Superior sunt ținute trupele cele mai importante. În, în celelalte provincii, acest procurator Augustii, acești guvernatori au sub conducere trupe auxiliare, dar probabil nu au niște legiuni ceva mai serioase să, să dispună de ele. Răspunsul este simplu. În primul rând, provincia Dacia... Cumva la dimensiunea maximă, la dimensiunea minimă, cum doriți, era una destul de mică, dacă e să o comparăm cu altele. Uh -huh. Faptul că a mai împărțit-o în trei și a numit un singur guvernator, adică ăsta care are și armată, iar în celelalte, cumva, așchi de provincie a numit doar oameni pe partea economică, ca să zic așa, care uh -huh. din nou să omulgă de resurse, spune că spune câte ceva despre Imperiul Roman și nu e cel mai nobil lucru care se poate întâmpla cu o provincie. Adică Dacia n-a fost niciodată cucerită ca să fie civilizată. Eu asta înțeleg dacă citesc doar ce mi-ai spus tu. Dacă mă analizez doar chestia asta pe care mi-ai spus tu pentru că în toate celelalte provincii, în multe, al 90%, există și un guvernator, există și un tip pe partea militară care apără mm -hmm. interesele imperiului în provincia respectivă, există și unul pe partea civilă care asigură administrarea în bune condiții a, a provinciei. Dar câtă vreme tu ai armată acolo, îți lași o legiune, normal că o să vină și Roxolani și Azigi și o să se întrebe, vă stai un pic că dacă noi am devenit noi daci, păi hai să ne comportăm ca noi daci, să cerem sub hmm. subsidii mai mari, hai să-i mai atacăm pe ăștia, hai să vedem că sunt ocupați oricum în altă parte, cu Traian, cu Hadrian, cu succesiune, Interesant, foarte interesant ce se întâmplă, mm -hmm. și cred că o să mai discutăm, și când ne întoarcem, adică când ne întoarcem în Dacia, o să reamintim toate toate detaliile astea. Da. Deci, uh, Turbo mai apare în 119 la conducerea armatei din Dacia superior, uh, într-o diplomă militară. Uh, Dacia inferior, uh, nu, nu, Dacia Poro Licensi a în 123, dar. Cum ziceam, pentru că probabil împărțirea asta se face o singură dată, se face probabil în 118, când Hadrian și Turbo sunt, sunt acolo aproape și cunosc suficient de bine situația cât să ia astfel de decizii. Bun. Uh, a, încă un detaliu foarte de cancan. -can. Pe monedele de bronz din timpul lui Hadrian, Dacia apare personificată ca stând pe stâncă, uh, pe o stâncă, ținând în mâna dreaptă vexilium, uh, vexilium și în stâncă, vexilum fiind steagul uh, legiunii, și în stânga ține sabia curbă dacică. Uh, asta așa de, de asta a, Aș mai de spune lui. ceva în apărarea lui Hadrian de data asta. Așa. Uh, Toată lumea uh, vede începutul ăsta de domnie al său ca extrem de sângeros, mm -hmm. uh, dar mi se pare că el a acționat pe plan intern la fel de rațional, la fel de calculat, precum a acționat și pe plan extern. Și de ce spun asta? Uh, dacă, uh, cum să zic, rațiunea de cele mai multe ori, în vremea Imperiului Roman, era același lucru cu cruzimea și cu vărsarea de sânge. Vorbesc mm -hmm. serios, era eu sau tu. Da. Și Cicero, deci a, Cicero era văzut ca un tip pașnic, era un literat, era un tip care, bă, n-ar fi putut face rău uh, niciunei muște, dar chiar el a decis să l omoare pe Catilina. Octavian, bă, Octavian a fost de acord să l omoare pe tutorele lui, pe cel care l-a învățat politica de mare amvergură. A stat un an lângă Octavian și Cicero l-a învățat tot ce știa, după aia l-a zăpăcit pe ăsta. Deci așa funcționau lucrurile, nu trebuie să vedem Desfășurarea asta dintr-o paradigmă, eu am mai spus, la nivelul geopolitic, lucrurile sunt foarte diferite de nivelul nostru personal uh -huh. Și la nivelul nostru personal, vă spun, eu deși sunt cea mai bună persoană pe care o cunosc, știu că sună lăudăros maxim, dar avem și eu, am o mare parte de răutate în mine noi nu suntem persoane, noi ne uităm acum la războaiele astea și ne imaginăm noi că, bă, ce, dacă am fi și noi acolo în locul celor care au decizii, eu vă asigur că am luat exact aceleași decizii, chiar mai sângeroase. Și cu asta că, nu o să, Dacă nu am o să. fi suficient de înțelepți, că probabil ăștia totuși sunt ăia care sunt mai străluciți dintre cei care au rămas în istorie. Deci da, nu, ceea, ce, ceea ce spun e că Hadrian, așa eretic, așa lipsit de... de cumpăt, Înce își începe exact cum a început cine. Deci, dacă lipsi de cumpăt, dar în mod sigur este foarte viguros în decizii. Da? Și deciziile astea nu sunt întotdeauna populare. Cam, cam, asta, cam asta aș spune, cam, cam asta, ar fi, asta ar fi caracterizarea mea. Și, bun, deci noi, deci cumva eu am în minte, în momentul în care vorbesc despre Adrian, am în minte acel citat uh, din Gibbon, care Gibbon îl lăuda uh, și el, ca și pe ceilalți cinci, ceilalți patru împărați din, uh, din perioada asta, îi uh, lăuda, îl lăuda ca fiind perioada în care spiritul uman a întâlnit cele mai înalte culmi, bla 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 bla. Uh, nu, din păcate lucrurile nu stau așa, din păcate Adrian este și el un tiran, poate chiar un tiran mult mai pe față decât uh, Traian, deși a după ce am discutat în episoadele trecute, am niște, niște semne de întrebare atât de mari în legătură cu ce a făcut uh, Traian, încât da, am întrebări foarte mari acolo. Adică s sunt niște lucruri uh, foarte interesante pe care am putea să le aflăm despre, despre Traian. Hadrian uh, nu mi se pare că este uh, la un nivel foarte înalt, deși, ce face după aceea, ce face după ce stabilizează imperiul, după ce își stabilizează practic domnia, ce face după aceea pare, pare lăudabil. Nu știm care este costul, care este costul în, în materie de viață umană dar știm că reușește să stabilizeze și să devină ca și imagine cel care stabilizează și cel care construiește. Că despre asta vorbim. Și vorbind de construcție, că ziceam că după ce vorbim uh, despre Dacia, vorbim un pic despre Apolodor și aș vrea să nu uit ideea asta. Uh, Apolodor este probabil unul din cei mai influenți uh, arhitecți din toată timp. Și spun asta pentru că el aduce o groază de inovații din, din Est în construcțiile din, din Imperiul Roman și cumva stabilește elemente de imagine imperială care vor rezista de-a lungul timpului și sunt, sunt reprezentate în majoritatea uh, cu marilor construcții care se vor face de acum încolo. Și anume el vine cu domul. Da? Deci în momentul în care vorbim despre, uh, despre construcții magnifice precum este Hagia Sofia, uh, vorbim ev evident de un dom impresionant. Aia e doar o rafinare a conceptului pe care l-a importat Apolodor și care l-a duce prima oară în construcțiile uh, romane, uh, imperiale. Apolodor este uh, probabil unul din... Și din cauza asta unul din cei mai influenți uh, constructori, arhitecți uh, din, uh, din toată timpurile E atât de influent încât Cassius Dio ne spune că își permite să lea la mișto, își permite să ridiculizeze pe Hadrian Da. Când Hadrian uh, își îș spune și el așa părerea, nici măcar nu foarte intempestiv Adică zice bă, aș prefera totuși să uh, încerci să ai o altă abordare la construcția asta și ăsta se uită așa la, la Hadrian și spune, bă, prietene, între noi doi, eu sunt specialistul pe bucata asta, tu vezi de altceva, vezi de condus imperiu, vezi de construit limesuri, ziduri și așa mai departe. Lasă-mă pe mine să mă ocup cu templele, cu catedralele, cu domurile, cu podurile, dar... Într-adevăr, se construiești din ciment, neranforsat, dita mai. Deci, bă, e cel mai tare, e cel mai tare dom sau Templu, sau mă rog, spuneți cum vreți, de când se știe lumea și pământul fără să folosească uh, ciment uh, ranforsat deci. E dita mai realizarea inginerească uh -huh. Și deși aici aș pune totuși o șobulina albă pe Hadrian, pentru că Hadrian aici totuși mai are decența să simuleze o modestie controlată, adică să le arate celălalt bă, am, am făcut niște greșeli în trecut, mă căiesc. Uh -huh. Panteonul nu e al meu. E de pe vremea lui Agripa, chiar dacă era într-o stare jalnică, cutremurat, ar și așa mai departe Într-adevăr, eu am reconstruit cea mai mare parte din el Dar haide mai bine să scriu numele lui Agripa acolo, da. să nu scriu numele numele meu Pentru că nu e frumos și da. nu, se, nu se oprește aici Într-adevăr, s-ar putea să se fi întâmplat chestia asta Pentru că Traian observă în Babilon când se duce Observă că ăștia, ți-am zis, parții erau totuși înaintea romanilor la capitolul ăsta, adică descoperă asfaltul. Noi uh -huh. Ăștia foloseau parții, foloseau de sute de ani, da, era mai, mai durabil, mai util decât toate pietrele alea șlefuite, toate arcele din, din viaductele romane. Sunt spectaculoase, sunt foarte faine viaductele romane, dar, mă rog, nu au un raport din ăsta, calitate, preț, așa de bun, să zic așa. Da. Și Apolodor, din toate punctele de vedere, este un mare, un mare caracter. Hadrian, na, nu s-a simțit foarte bine cu Apolodor, în preajmă și probabil că asta vrei să ne spui acum, ia o decizie nu foarte nobilă. Da, deci nu avem, nu avem un verdict clar că uh, l-ar fi ucis pe Apolodor, dar ni se dă de înțeles. Așa cum în multe alte situații similare, ni se dă de înțeles că l-ar fi, ar fi ordonat execuția lui, uh, lui Apolodor pentru genul ăsta de transgresiune. Nu știm dacă să o interpretăm ca bârfă, ne uităm cu oarecare suspiciune, ce este clar este că în perioada asta Apolodor din, din Damasc dispare din, din poziția de practic arhitect șef al Imperiului și, și este înlocuit de, de alții Mai târziu în momentul în care plănuiește, plănuiește reconstrucția Ierusalimului îl pune pe zi, Achila din Sinope și el, dar el nu își face un nume atât de uh, extraordinar precum cel al lui, uh, al lui Apolodor Mă, îți spun, Dio și chestiile pe care le-am citit eu sunt la nivelul ăla de fantasmagorie că mă, ăsta Hadrian ar, ar fi restaurat și colosul din Rodos dacă-ți vine să crezi adică la nivel de glumă foarte bună Nu, nu, era nu, nu e, vezi e... când zice de colos nu e de ăla din Rodos vorbește de construcția lui Nero Colosul din fața Coloseumului El este cel care îl mută În fața Coloseumului, îi șterge Trăsăturile lui Lui ăsta Lui Nero Și îl dedică lui Apollo Și Colosul ăla Despre Colosul ăla e vorba Îți înțeleg confuzia O să despre... mai citesc încă o dată Dar eu țin da. minte că e în, e în Paradigma asta, adică El vizitează toate orașele importante De la Cizicus la Smirna, Efesus și se duce până la Rodos Mă rog, tot așa, pe partea asta elenistică Și atunci cumva le oferă Stora cadouri Subiect archivul. pentru o erată pe episodul viitor okay, absolut. Okay. Bun. Bun, deci hai, hai, să vorbim un pic Ok, deci dacă tot am vorbit despre construcții ce este? Și poate ăsta este lucrul cel mai de admirat la, la Adrian După ce... După ce vine la Roma, stă o perioadă, după care uh, pleacă într-un turneu. El ajunge în cele din urmă să-și petreacă mai mult de jumătate din domnie în afara Italiei. Scopul lui pare să fie includerea provincialilor și a unei culturi helenistice comune sub supervizarea Romei. Deci, cumva își dă seama că complexul cultural roman e, de fapt, un complex cultural helenistic susținut de puterea militară a Romei. Și cumva vrea să împingă această paradigmă în, în întreg imperiu și vrea cumva să ridice și, uh, și restul imperiului, mai puțin Dacia, pentru că așa cum ai spus și tu, yeah, fuck those guys. Uh... Asta e o percepție de a mea, de mai de mult, Roma treptat treptat nu mai devine Roma, devine o Romă helenizată. Pe um, măsură ce e trece clar. timpul, o să vedeți și următorul imperiu nu o să se mai revendice, adică romanii sunt doar cu numele acolo, atâta tot. Chiar e, dacă e, exact, e... e foarte interesant cum, în ciuda faptului că Roma este Roma și va rămâne Imperiul Roman multă vreme, va rămâne Imperiul Roman până la 1400 și... 23, da. Da, și va rămâne Imperiul Roman până la 1453, și oamenii ei nu mai știau o bobă de latină, vorbeau numai și numai uh, grecește. Dar ei erau Imperiul Roman. Uh, dar da, uh, deci asta, cumva, cumva, Adrian poate că vede uh, cel mai just componența culturală, componenta culturală a Imperiului Roman și vrea să o răspândească. Creează orașe provinciale, acele așa numitele municipia. Sunt create și în Dacia, apropo, municipia, care sunt semi-autonome, au propriile lor legi și obiceiuri. Și asta vine ca alternativă la impunerea coloniilor romane Constituție romană, cu legile romane și cu, uh, și cu problemele pe care le ridică, asta anume că plantezi în mijlocul unui stat cu alte gândire, altă gândire, alte reguli, plantezi uh, niște oameni care gândesc altfel și merg pe alte legi. Aș vrea să spun câteva chestii despre legi și despre reguli, că ai adus tu aminte de ele. Uh, mie mi-a mi sărit în ochi chestia asta, o consider. Una dintre cele mai importante realizări pe care a avut-o Hadrian în timpul domniei sale, da? N-am văzut-o aproape deloc amintită, dar rămite dezbătută, dar mm. o să o analizez acum din postura unui jurist ratat, să zic așa, care a făcut patru ani de drept, dar nu și-a mai dat licența până la urmă. Romanii ăștia au ajuns pe vremea lui Traian și al lui Hadrian. Cel din România. Așa, zi, zi, zi. Romania ăștia, așa cum erau ei Care e percepția noastră despre ei? Că bă, au un spirit practic Sunt legiuitori, sunt organizați Sunt super tipicari și așa mai departe uh -huh. Romanii ăștia nu aveau până acum Un cod de legi unitar De țineți minte Nu aveau un cod de legi actualizat, sintetizat Pus la punct cum trebuie Încă se mai bazau Și e, e șocant, știu că e șocant Nu o să mă credeți, dar puteți să căutați Se mai bazau într-o oarecare măsură Pe legea celor 12 table care era un, un cod din ăsta vechi de mai bine 400 de ani, multe din prevederile alea erau desuete către carului. adică pater familia sa acum nu mai avea drept de viață și de moarte asupra tuturor membrilor, nu mai putea să. adică creditorul, păi în legea celor 12 tabli, creditorul avea dreptul să-l vândă ca sclav sau să-l ucidă pe, pe debitor, dacă ăsta mm -hmm. -avea să, nu putea să-i dea bani înapoi. Și toate astea e clar că nu mai țineau pasul cu, cu realitățile vremii. Venea, știți ce vă spuneam, pretorul, venea pretorul în fiecare an, de pe vremea dat, și acum, pe vremea imperiului, într-o mai mică măsură, vine fiecare pretor, care e ales în funcție, și ce face pretorul? Vine cu propria viziune, cu propriile edicte anuale, prin care anunța el așa băcare, cam care e programul meu juridic, care sunt direcțiile, cum intenționează să-mi exercit să mandatul. Și le scria pe niște table mari așa pe care le atârna la intrarea în sala de ședințe sau în forum, cum știm că a făcut și, și Cezar, ca să fie popular, el era consul atunci, să vadă cetățenii de rând că el cumva le vrea binele. Și, ca să înțelegeți, un pretor zicea așa, bă, eu vreau anul ăsta să mărim completele de judecată de la 5 la 7, că mi se pare că ar fi un pic mai echilibrat decizia. Altul, și exact asta s-a întâmplat pe vremea lui Hadrian, alt pretor zicea, bă, le oferă veștrilor dreptul să-i judece pe senatori Adrian, de exemplu, ca să, în încercarea lui disperată de a face pace cu senatorii uh -huh. După ce a vărsat sângele la începutul domniei El le ia dreptul ăsta ecveștrilor Și le oferă practic imunitate senatorilor Că nu se apucă ăștia să se judece unii pe ceilalți Da, vedeți, vedeți foarte bine cum e în Parlamentul României Când mai vine o cerere de urmărire penală Pe numele unui senator sau deputat și vin toți ceilalți și, Mă rog votează să, să-l scape basma curată. Dar, ok, vin toți pretorii ăștia cu măsurile lor și se ajunge pe lângă pretori mai sunt guvernatorii de provincii care au și ei atribuții din astea de pretor. Din toate sutele astea de proiecte și de programe juridice ale pretorilor, ale guvernatorilor, în fiecare an mai vine o sancțiune din partea principiului și așa mai departe și devin toate legile astea în anul 125, 26, 28, au devenit foarte alambicate, foarte voluminoase, foarte împrăștiate. Se numește, deci erau trei legi pentru o singură speță. Noi avem chestia asta și în România se numește uh, supralegiferare și o prostie. Adică nu poți pentru o chestie să ai și, nu știu, și codul civil și legea 30 și așa mai departe. Da. Dar din toate programele astea, că acum ajung la concluzie, scuze că a durat așa de mult, uh, din, din toate programele astea, Hadrian a vrut să facă un singur cod de legi. Să le colecteze pe toate, Evident, n-a făcut singur el chestia asta, l-a pus pe un anume Salvius Iulianus, care tot așa făcea parte din Consiliul ăsta al oamenilor săi de încredere, de profesioniști, și voia să facă un singur cod de legi, să colecteze, să compileze toate, toate astea într-o formă mult mai concisă, mult mai locventă Și colecția asta de legi de pe vremea lui Hadrian s-a numit Edictum Perpetum. Adică el așa se gândea, că bă, să, sunt niște norme juridice care nu se să expire niciodată, cam wishful thinking, dar uh, asta era situația. Uh, încă o ceva de, 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 de substanță, n-aș vrea să intru foarte mult în amănunt, dar... Uh, Evoluția legilor într-o societate e foarte importantă, cum ne raportăm și cum evoluăm împreună, și societatea și legile Ok, pe lângă limba noastră e o comoară e foarte importantă, cel mai important aspect Și poate că nu vă dați seama de chestia asta, cel mai important aspect într-o țară, într-un stat funcțional este cel legal Cel mai important de departe, fără lege, fără instituții care să o modeleze, să o ranforceze, să, să o pună în aplicare să o sancționeze pe cei care încalcă legea Pentru că, vedeți, legea e coercitivă Legea e punitivă Deci, fără lege, nu există nici măcar stat Nu există țară fără lege. Vorbesc foarte no. serios Și nu vreau să sune acum cumva Neaspirațional, nemotivațional Dar țara asta, noi, noi ca popor O, o să evoluăm O să devenim mai, mai buni Ok, e generalisim cumva E confuz, spus mai bun dacă, Doar dacă vom uh, respecta legea și dacă vom încerca să o facem mai dreaptă pentru toată lumea. Că ziceam la început, da, bă, nu doar pentru căței, nu doar pentru dulei. Fă o lege cât mai corectă și încercați să vă gândiți, să, să conștientizați chestia asta, pentru că legea în viața noastră ocupă o uh, importanță colosală chiar dacă ne dăm, chiar dacă nu ne dăm seama Bun, uh, deci asta e într-adevăr uh, probabil legea este un aspect cultural mai puțin discutat de către noi dar într-adevăr uh, este un aspect foarte important care uh, probabil ne vom lovi de el uh, din ce în ce mai tare și mă bucur foarte mult că uh, ne-a dus lămuririle astea oricum, revenind la impactul cultural pe care vrea să-l aibă Adrian, cumva mie mi se pare că el de fapt aici modelează, uh, modelează Imperiul Roman al viitorului. Uh, nu? De, despre asta e vorba. Uh, da, până da, la urmă, da, da. Imperiul Roman al viitorului va fi Imperiul cu lege romană, cu uh, cultură elenistică, și uh, în care provincialii sunt pe picior de egalitate cu Roma că despre asta va fi în cele din urmă vorba. În fine, o să vorbim destul de pe scurt despre uh, turneul lui major. O să, o să numesc uh, pe unde merge și cât un eveniment uh, Important, dar, dar cam atâta. Deci, începând din anul 122, pornește în acel turneu, primul loc în care merge este Britania și în provinciile din vest, Galia și, și Spania. Acolo în, a ajuns în Britania, cumva acolo erau. situația nu era atât de stabilă cu, cu britonii comandă construcția celebrului zid care îi poartă numele și probabil este zidul lui Hadrian, este cel mai cunoscut, este un zid care merge dintr-o parte în cealaltă a Marii Britanii. Zidul respectiv, apropo, nu este desenat să fie folosit ca graniță. Zidul respectiv este folosit pentru a monitoriza transportul dintre regiuni. Teoretic stăpânirea romană era un pic dincolo de zid, dar ceea ce e foarte important este zidul respectiv nu este foarte ușor de trecut de o armată, nu e foarte ușor de trecut de uh, oameni care fac comerț, uh, și devine o piedică, devin practic niște puncte de taxare foarte Ăsta este rolul cel mai important al zidului. Nu numai, deci nu este o zonă după care romanii zic, băi, de aici mai departe este iadul. Nu, nu se întâmplă lucrul ăsta, ci este folosit uh, ca uh, practic ca mobil de taxare am văzut o expresie foarte faină, nu mi-o rog, că nu e invenția mea, a construit zidurile astea și până la urmă toate limesurile, nu ca să blocheze, ci ca să controleze. Da. Și, da. are, gândiți-vă, gândiți cât, de, cât, de, multă logică are când tu construiești un, un, zid din ăsta de 50 de kilometri sau de 80 de kilometri și pui 4 sau 5 porți pe el, fiecare să zicem la câte 15-20 de kilometri, da, mă rog, separate, da, din 15-15 kilometri. Oamenii oamenii normal la cap, o să se înghesuie prin porțile respective, nu o să țară peste ziduri, adică cumva încurajezi comerțul, faci ca oamenii să se întâlnească acolo. Dacă tu ai o graniță din asta de 80 de kilometri, ala fără să îi determini pe ea să se întâlnească, fără hmm. să știe bă, unde e poarta aia, unde e poarta de intrare în Imperiul Roman, unde vreau să mă duc să-mi vând eu vaca cu lapte. Nu poți să faci, adică e o chestie uh, pur și simplu uh, lucrativă. Da, e un gest da. super, super logic, super isteț, doar dacă stăm și ne gândim la el, Așa, dacă, ok, a făcut limesuri, a pus niște porți, dar de ce? Uite, fix de asta. Exact. Apoi în 123 merge în Africa și în Partia. În, Africa, în Mauritania, conduce o campanie contra rebelilor locali, după care în Partia merge și încheie o pace cu regele Partos Roese I. După care pornește către Marea Neagră. Din nou, să nu uităm, în Partia lucrurile erau rezolvate odată cu retragerea Romei în granițele cumva mai naturale, mai vechi. Deci, da, bun, și repetă, repetă Dorina. Deci, ce face se duce în Partia se întâlnește se se cu regele, da? Așa. Se întâlnește cu. încheie o pace, nu am zis că se întâlnește, încheie o pace cu regele part Ostroes -o întâi. Bun. Eu cred că se și întâlnesc că dacă se duce până Posibil. acolo. De ce s-ar duce până acolo? Adică putea să. el era în, în Mauritania, era în nordul Africii, și cumva și-a uh, terminat vizita mai repede, s-a grăbit acolo. Mm. Uh, din nou, ce face Adrian spre deosebire de Traian? O paradigmă complet diferită, 180 de grade. Face tot posibilul să evite războiul, nu să-l pornească ne țineți minte la Traian, s-au milogit săracii parți de el, a zis, bă, ne cerem scuze, ok, am uitat să-l trimitem pe ăsta, să-i pui tiara pe cap, ne facem mea culpa, a fost olomaci. Bă, ăsta n-a vrut sub nicio formă, deci s-a dus chitit să-i bată pe parți sub orice, sub orice formă. Nota 10 aici pentru Hadrian, Chiar dacă poate, stai și te gândești, bă, poate a trebuit să facă două, trei concesii către parți, cum a făcut și către Roxolan. Adică poate no. le-a dat niște subsidii, poate le-a zis, bă, fiți mai drăguți cu, cu partea aia din graniță, lăsați-ne încă o chestie. Zona aia de la Siria până la Golful Persic, parții, am mai spus cred că chestia asta în episodul trecut, era o zonă de liber comerț. Deci era mm -hmm. o zonă înflorit, înfloritoare toată chestia și cumva au mai negociat, au spus, bă, nu ne atacați, lăsați-ne, haideți să ne să revenim cumva la, situația de dinainte ca uh, warmonger-ul ca cu Traian să vină peste voi și să să strice relațiile astea. Dar Hadrian, uh, Hadrian uh, cel pașnic, asta e da, da, da. Ce este interesant însă, deci acum uh, vorbind un pic despre despre atitudinea lui față de armată, ce este interesant e că din punct de vedere militar aduce o rigoare uh, și o disciplină superioară uh, în legiuni. Trupele fac exerciții intensive Uh, și uh, politica lui este mai degrabă nu neapărat uh, Ok, facem pace, facem pace și ne ascundem în spatele păcii Ci este un pace prin forță Este un civis pace în parabelul până la urmă uh, Este cu accent pe disciplină Și disciplina, uh, apropo, disciplina uh, ca și idee Este subiectul a două emisii monetare Ceea ce mi se pare absolut genial Fronto spune despre Adrian că preferă exercițiile militare în locul războiului Sau mă rog, jocurile militare Genul ăla de jocuri, cum se băteau într-o arenă, se băteau cu navele sau chestii de genul ăsta Decât să facă război real În același timp, cumva, Cassius Dio îi laudă accentul pe disciplină Care a fost sursa domniei lui relativ liniștite În fine, Vezi cât de important e acum, vezi cât de important e acum da. tribunatul ăla militar, cele trei magistraturi de tribun militar? Da. El da. îi știa aproape da. pe toți, adică așa spune și ca să zic eu, băi, știa pe mulți soldați pe nume. Da. Deci putea să adopte o dietă din asta foarte uh, spartană, putea să doarmă în aceleași condiții cu un roman, se ducea chiar la botul calului. Pe, pe Turbo l-a cunoscut tot așa, cred că în primul sau în al doilea a tribunat da. militar și a rămas prieten de atunci până la sfârșitul vieții lor E clar că e un lider militar foarte bun, dar care preferă ca oamenii să nu moară în război, ceea ce într-un fel e de, de salutat știi? Păi, ăsta, păi ăsta e liderul militar cel mai da. bun, Dorină, ăsta, ăsta, nu Traian, nu Cezar, da. Adrian și Octavian de după Teutoburg, ăștia, da. spre ăștia ar trebui să tindem Cezar, Traian, o mizerie. Deci -o au făcut și în Dacia și în Partea o mizerie. Exact, exact. Uh, sunt, sunt de acord cu tine. Uh, așa, uh, urmând cu turneul lui, stă în Grecia vreo 2 ani, între 124 și 125, parcă îi se dă din nou uh, titlul de Arhon și Uh, mai sunt uh, câteva lucruri il, pe care le face. fac grecii. Îl fac greci și Zeu și Herculei, da, da. toate titurile posibile. Adică pe, îl trimici și după cele 12 porunci, să le facă în locul lui Herculei, atât de capabil acolo impresionează pe toți. Da. Du d d după aia, în 126 se întoarce în Italia, întâi merge în Sicilia, după care se întoarce la Roma și termină câteva, câteva construcții. De exemplu, în perioada asta se termină reconstrucția Pan Panteonului și a vilei lui din Tibur. După care pleacă într-un tur al Italiei și aici are o inovație, să zicem, în ceea ce privește împărțirea Italiei, pentru că decide împărțirea Italiei în patru regiuni sistemul ăsta nu mai este, nu, nu îi mulțumește deloc pe senator, dar așteaptă după moartea lui să desfințeze sistemul ăsta. Păi, practic, știi ce face? Aduce Italia la nivelul celorlalte provincii. Asta exact, face Adrian. Exact. Și, adică, ăsta, bă, o să ajungem, m-am prins și eu acum, ați venit să încerc să înțeleg lucrurile. E un pas înainte spre oferirea de cetățenie tuturor, tuturor locuitorilor din Imperiu. Da. Dar, dar, din nou, Lucrul ăsta nu e deloc apreciat de, de high-class-ul roman. Adică, ăstora li se, li se retează privilegiile pe care le aveau oamenii de 300, de 400 de ani, de pe vremea exact. Republicii. Și ăsta, exact. pur și simplu, bă, ce faci? Sunt la... Deci, Italia ajunsese la același nivel din punct de vedere administrativ și juridic, aproape la același nivel ca Dacia, dacă vine da. să credeți. Da, da. Uh, în, în fine, ideea este că, uh, da, uh, stă, stă, o vreme în Roma, dar după aceea, în 128, uh, vizitează din nou Africa, după care pornește din nou în Tur, uh, Grecia, Asia, Egipt. Uh, și în Egipt uh, apare acel episod, uh, cumva, uh, acel episod de Cancan, -Can, care e citat cu mare uh, deliciu de către de către toată lumea, și anume uh, moare favoritul lui, uh, Antin, Antin, antinous, Antinus, antinous, 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 da? da. Uh, antinous, da? Uh, care uh, E o chestie foarte interesantă ce se întâmplă aici și cumva m-a interesat un pic subiectul Nu neapărat pentru faptul că ăsta îl iubea atât de mult pe amantul lui Ci pentru că după ce se neacă și apropo am mai văzut episoade cu amanți de ăștia care se, se neacă Și nu tot în Egipt și... E posibil chiar să se nece pentru că s-au săturat să fie uh, iubiți la nivel înalt uh, în, uh, în stilul ăsta Dar nu se știe niciodată În fine, în cinstea lui uh, lui Antinus, uh, ăsta, Hadrian hotărăște să construiască, un, să pună baza la unui oraș Zice Antinopolis Antinopolis este un oraș foarte important pentru următoarele cel puțin 5 secole, cumva rezistă până, la, la urmă, până prin secolul 10 orașul ăsta. Orașul Antinopolis este foarte important pentru că este practic un punct de, cumva, de răspândire a culturii elenistice pentru că sunt aduși greci în Egipt, dar Hadrian dă în plus o lege să să le permită grecilor și egiptenilor să se căsătorească. Deci aveau voie, Antinopolis aveau voie să, să facă lucrul ăsta, ceea ce, în practic, Antinopolis a fost un, un, centru de răspândire a elenismului în, în Egipt, care să nu uităm, Egiptul gustase elenism doar la nivel înalt, cumva neamestecat cu populația. Și atunci exista încă distanța asta, de asta trebuie să dea genul ăsta de legi. Bine, amantul lui este zeificat, este venerat ca formă sau zeitate a lui Osiris, deci este Osiris Antinus și în acest oraș se menține cultul lui nu știu câte sute de ani. În da, noi știm despre sincretismul ăsta, am mai povestit despre el, inclusiv Serapis Serapis, zeitatea în care credea ăsta, Acornion din Dionisopolis uh -huh, uh -huh. de pe una lui Borevista. Și știm tot așa ce a făcut ăsta Ptolemeu Ptolemeu a încercat să bage cu forța în Panteonul Egiptean tot felul de divinități grecești a, Și exact. să facă combinații din astea de trei luate câte două ce face Hadrian, pe lângă faptul, cum ai spus și tu, eu am numărat vreo 14-15 ani de plimbări. Din 21 de ani cât conduce el, mai mult de 2-3 se plimbă. Este împăratul călător, dacă vreți să-i spunem, putem să-i spunem așa. Dar nu doar asta, se plimbă, acordă tot felul de, nu știu, face o donație, sponsorizează o construcție, bă, se, se implică, mi se pare cel mai organic împărat care chiar încearcă să-i ajute pe supuși, pe cuvântul uh -huh. meu știu că par, par dobitoc acum, dar și ce mai facem în o chestie? Bă, se îmbibă se îmbibă cu istorie la greu, vizitează, deci haideți să vă spun doar vreo 3-4 exemple, vizitează uh, Granicus, locul uh -huh. primei bătălii dintre Alexandru cel Mare și Persani vizitează locul unde s-a bătut uh, la Spartanul Epaminon dar de a bătut pe bani. Uh, vizitează mormântul lui Pompei și cumva îl face mai frumos așa Vizitează piramidele, biblioteca din Alexandria, Luxorul, Carnacu, tot, tot tot se duce. Omul se duce de la Zidul Adrian până la cataractele Nilului. Se duce din Dacia până în. Uh, uh, asta, Hispania, Betica. Se duce din Mauritania până. pentru că atunci când el vine din Partia. Se duce și pe lângă Iberi, pe acolo trece prin nordul litoralului Mării Negre și vizitează Sinope, Cizicus și cumva e ales el protector al albitiniei. Își vizitează toate, toate provinciile, niciun împărat, n-a mai făcut chestia asta până acum, nici chiar Octavian. Deci, uh -huh. pasiunea lui, interesul pe care îl arată, băsul pușilor până la urmă, mie mi se pare supranatural. Adică, să-l văd, dacă l-aș vedea eu pe Iohannis, că în fiecare zi, E într-un, nu știu Bă, să i ajută pe în un Da, merge să un, uh, îi da. ajută pe sinistrați Se duce, nu știu Bă, și dacă se duce cu schiuri E foarte bine să și schieze Nimeni nu interzice Dar bă, să fie frate popular Să inspire pe oamenea Să fie liantul ăla între, între clase Să nu ne simțim așa de izbeliște Asta nu înseamnă că noi căut Nu înseamnă că uh, mă refer acum la un tătuc Doamne ferește Putem să ne descurcăm de capul nostru singurei Dar uh -huh. asta este o dovadă clară că bă, îți iubești populația, poporul care te-a ales. Nu poți să fii așa super dezinteresat să-ți vezi doar, doar confortul propriu și să te doară la bască de toți ceilalți. E, e inuman. E urât. da, da. E... Clar, nu. Sunt foarte de acord cu tine și, într-adevăr, chestia asta îl, îl, face pe Adrian să arate un pic altfel. Pentru că dacă rămânea doar în Roma și mai elimina câte un, câte un inamic, câte un inamic, câte un inamic, n-ar fi fost cu nimic deosebit față de ce mai fusese până atunci știi? De, asta, asta într-adevăr, Adrian, rămâne totuși cu o imagine pozitivă Chiar dacă, de exemplu, istoria Augusta e destul de... Uh, cum să zic, destul de agresivă față de, de Adrian, cumva nu este foarte încântat autorul istoriei Augusta de, de realizările lui Adrian. Uh, și uh, în general, să zicem așa că nu are parte de cele mai băgulitoare uh, prezentări. Dar, într-adevăr, sunt niște niște realizări, practic, practic. Adrian este primul care, uh, și mă scuzați că nu i zic Adrian, că mi e foarte greu, îi zic Adrian. Uh, Adrian e uh, genul de, de om care își dă seama care de condus un imperiu, nu un oraș. Și uh, treaba asta e, e foarte importantă uh, înainte, de, înainte de episodul morții lui Poate ar trebui să vorbim un pic Și am foarte, foarte pe scurt O să povestesc despre războiul evreilor Nu cu, cu evrei. Nu o să intru în detaliu uh, Dacă ești de acord cu mine, Sergiu uh, Bă, da, pentru că oricum, oricum ne-am lungit Și cred că ne, mai avem ne, știu, ne -am la lungit, partea de, de concluzii aș vrea, da, aș, vrea, aș vrea un pic să să vorbesc despre despre războiul evreilor, pentru că în, în cumva în imaginea asta mai, mai, mare au totuși un rol destul de important lucrurile care se întâmplă cu. În 132, evreii se revoltă pentru că, deci cel puțin acesta e motivul din care oh. izbucnește treaba asta, pentru că Hadrian ar fi abolit circumcizia, văzută de heleniști ca mutilație e foarte probabil ca Hadrian să nu fi avut în vedere fix circumcizia, ci probabil că legile lui se refereau la castrarea sclavilor de către stăpâni. La mutilarea genitală pe care o făceau pentru, de exemplu, dacă vrei să ai un, uh, un paznic la fetele tale, l-ai fi preferat să nu aibă capacitatea de a participa la un viol ca să, ca să o punem pe -a dreapta. Îl transforma în ce să mai tură? Îl transforma în Practic, contra acestei, acestei mișcări, cel mai probabil se, se întindea această lege. Însă, cumva, probabil în sistemul legal de atunci, evrei s-au simțit cumva vizați și au început să, să se revolte. O altă sursă a războiului ar putea să fie Faptul că Adrian plănuiește Reconstrucția Ierusalimului Ca și uh, colonie romană uh, Revolta Îl surprinde pe, pe Adrian, nu se așteaptă la ea Și pierde cumva vreo 4.000 de Soldați care sunt uh, Prinși în Judea în și uh, Și în Palestina în general Și uh, Cumva uh, nu, nu mai scapă cu viața da, în trei ani, îi ia trei ani să oprească revolta Omoară, deci de, astea sunt cifrele parcă date de Cassius Dio Zice așa, omoară 580.000 de evrei, 50 de orașe fortificate și 985 de sate sunt rase de pe fața pământului Mai uh, Un -mi număr minte. mare de evrei au fost luați sclavi Cetatea -mi Beitar, scuze, si. Uh, mai ții minte ce spuneam episodul trecut la războiul Kitos? Da. Că nu știu, în ce, nu știu în ce măsură, nu știu în ce mod vor fi capabili romanii să, să răspundă la masacrele la evreiești din, din, perioada aia. Hmm. Dacă erau vehiculate tot așa niște, niște numere monstruoase, tot peste jumătate de milion, ei bine, uite că au găsit. Au ucis și ei la fel de mulți evrei, hmm. pentru că asta era paradigma atunci. Omorai sau erai omorât. De aia, eu acum o să ajungem până la urmă la niște concluzii, nu o să mă refer la cât de bun sau cât de rău ia uh, Adrian. După aia ne întoarcem, scuze, doar uh, digresiunea uh -huh. asta vreau să o fac. Uh, deci, înainte să fii acuzat că ai ucis pe cineva, un senator, întreabă-te ce ai fi făcut tu. Eu sunt convins că fiecare dintre noi ar proceda la fel dacă ar simți că viața noastră ne este pusă în pericol. Eu, mm -hmm. eu, eu, cred că nici măcar nu am simțit că am făcut o faptă rea ucigându-i pe cei care vor să ne omoare. Deci vă spun încă o dată, Hadrian, că a ucis și din nou acum văd cu totul altfel lucrurile. Tiberius, dacă nu-i omora pe ăia la vremea... Are asta, are Silianu, are Ștefan Siliano, o replică foarte faină în Vlad Țepeș. Nu v-au tăiat când a fost cazul sau ceva de genul ăsta, se referea la boieri. Mm -hmm. Bă, dacă nu îi omori pe aia când e cazul, știu că sună foarte dur, dar aia, ăla era status vouă acolo, ești tu omorât de ei. Păi dacă, dacă Hadrian nu făcea faptele astea rele între ghilimele, că e rău să ucizi, evident, spune și porunca biblică, dar dacă nu-i asasinat pe senatori, bă, ar fi fost el cel asasinat. Cum a pățit Nero, cum a pățit posibil. Caligula, cum au pățit Domitian, posibil, probabil, foarte probabil. Așa probabil, probabil da, probabil, nu, 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 zic nu. Dar sunt foarte de acord cu tine. Așa, să, să terminăm cu, cu evrei Pentru că și eu am, am o concluzie Care se leagă un pic de treaba asta Și da, în fine, ajungem în dată acolo Bun, ziceam așa Cetatea Beitar, la 10 km de la sud de, de Ierusalim Rezistă vreme de 3 ani și jumătate a sediului Deci e, e fantastic, practic 3 ani și jumătate sub asediu să reziști mi se pare extraordinar Deși Hadrian își aduce mai mult de 10 legiuni din toate provinciile, da. le masează pe toate și din Siria și din Egipt și de mai departe, are peste 50 60000 de mii de oameni și vedeți voi, ca să ajungem totuși aici, bă, hai să. Eu, eu nu, v am spus, nu sunt la spăla pe creier care să zic că nu mai, mă rog, să ia pe evrei în brațe din toate pozițiile, pentru simplu fapt că eu pot să discut cu Dorin la podcastul de istorie, pot să mă întreb, pot să chestionez absolut orice masacru, nu știu, de la vesperele asiatice, la genocidul armenesc, holomodoare, pogromuri și așa mai departe. N-am voie să contest n am voie să contest, holocaustul evreiesc pentru că fac pușcărie. Deci așa e legea românească. Ba, ai voia, nu. Nu, no, e... no, nu ai voie. Nu ai voie. Dacă negi holocaustul, dis... faci pușcărie. It's... Nu e adevărat. No, it's complicated. Na, așa așa De am greu. înțeles eu. Dar revenind la, la evrei. Deci ăștia săraci. Bă, nu nu le ajunseseră că au fost prin două robi, babiloniană, egipteană. Vine și asta romană. Eu cred mai mult varianta pe care ai spus-o tu, asta cu cu Templul lui Solomon, peste care, mă rog, pe lângă faptul că era distrus de pe lui Titus, uh -huh. uh, cumva Hadrian asta face, bă, își uh, înfige ultimul cui în, în coștiugul evreilor. Adică și ăștia uh, erau foarte mulți în afara uh, iudeii, pentru că erau așa un neam mai de comercianți. Și vin, normal, cum să nu fi revoltat dacă uh, inițial romanii sunt foarte toleranți la capitolul ăsta de credințe proprii, de vedeți-vă voi de, și sunt, deci romanii chiar sunt foarte toleranți multă vreme, chiar dacă nu pare din ce am povestit noi, dar sunt toleranți și cu creștinii și cu, credeți-mă, sunt toleranți, uh, mult mai toleranți decât o să fie creștinii cu alții mai încolo. Ideea e că se întâmplă, se adună, se depun unele peste altele și tensiunea asta... Eu mămir mă mir că a trecut, dar bine, a, au trecut 20 de ani între Kitos War uh, între și uh, războiul ăsta condus de de Bar Kok ba, așa se numește liderul uh, mesianic al evreilor. Uh -huh. Au trecut vreo 117-138 ani, uh, 15-17-18 ani, uh, ca să se replenish, ca să se reculeagă ăștia, să în se să se, se în Exact, da, asta încerc să spun. Așa. Și v-am spus, romanii acționează conform Uh, legii talionului ochi pentru ochi și dinte pentru dinte ne-ați omorât mm, jumătate nu. de milion de oameni atunci vă omorâm jumătate de milion vă însclavagim, nu mai aveți voie a, ah, încă ceva, deci pe lângă faptul că își bat joc de pur și simplu uh, ăsta Hadrian renumește Ierusalimul, deci orașul sfânt ale vreilor nu mai există uh, nu, 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 nu numai face chestia asta dar și șterge numele provinciei de pe harta Romei da. și o redenumește Siria-Palestina da, da. își Adică își pune un oraș după numele lui, da frate, alia Elia Capitolina, îi aduce pe aia la sapă de lemn, cumva damnație o memorie din toate punctele de vedere și dar, dar, încă ceva, o face cu atâta ștaif, cu atâta cruzime, cu atâta intensitate încât nu o să prea mai avem revolte evreiești pe viitor. Deci îi, îi zăpăcește acum, îi zăpăcește da. rău de tot pe evrei și ăștia săraci acum încep încă o nouă încă un nou mare exod, încă o pribegie da, diaspora și... parcă. Da, da, Eu da. Nu da. Mai știu în fine. Uh, da. Uh, și cum ziceam, aici o să-l numească pe Achila din Sinope pentru a supraveghea construcția reconstrucția Ierusalimului în stil grecesc. Uh, Ca apropo, nu-l face în, în stil roman. Bun. Uh, cam. Cam asta. încă ceva. Încă ceva. Și-face un templu peste Sfânta Sfintelor. Și-face un templu peste cel mai sacru. Loc ale vreilor ah, Bă, n-ai cum să, adică da, Toate ca toate, dar na. Complet. Eu, eu știu, oamenii ăștia Care trăiesc în mileniu 3 Au o viziune foarte Sictirită la adresa credincioșilor mm. Bă, lasă-mă cu Dumnezei Lasă-mă cu credințele tale Și nouă ni s-a reproșat de multe ori Deși, mă rog, eu nu mă apuc acum să le povestesc cu Oamenilor credințele mele religioase uh, Să mă bac cu pumnul în piept pentru una sau alta Însă, nu poți să ți ba joc de, de credința omului la nivel de națiune. Nu, da. n -ai, n ai cum, adică așteaptă-te, așteaptă-te la chestii nașpa dacă, dacă faci asta. Uh, da, lucrurile astea se, se întâmplă cumva către sfârșitul domniei lui Hadrian și tot către sfârșitul domniei, spre deosebire de, de Traian, Hadrian începe să reflecteze asupra planului de succesiu. Uh, din punctul meu de vedere, e foarte posibil ca în momentul în care împărăteasa Sabina uh, moare în 136, uh, Adrian să-și uh, pună problema uh, a succesiunii e foarte posibil, indiferent de care a fost relația lor, că relația lor a fost execrabilă, a fost, a fost foarte rea și zice, zicea Hadrian că ar fi divorțat de ea dacă ar fi fost un simplu cetățean. În fine, după 136 își gândește planurile de succesiune. Noi însă o să vorbim despre planurile astea de succesiune, așa cum am vorbit despre succesiune și la Traian. O să vorbim în episodul viitor despre succesiune după, după Hadrian, o să fie, o să fie iarăși un, un subiect foarte interesant. Cred da, că suntem la punctul în care am putea să tragem un pic linie peste ceea ce pare un împărat sângeros la început, dar este un împărat foarte temperat, zic eu, și foarte echilibrat. Din punct de vedere strategic, politic și militar, e, e suficient de temperat încât să, să ia niște decizii care, pe termen lung, sunt cele corecte, chiar dacă momentan ar putea să fie nepopulare. Voi să știi că eu am identificat, apropo, la cum, cum l-aș vedea pe Hadrian, aveam o părere mediocre despre, despre el. Uhum. Și acum am o părere foarte bună. foarte bună. Imperiul roman, să știți, și noi ne raportăm, și noi ne raportăm așa acum la el, dar și oamenii, și împărații, Traian, Hadrian, se raportau la fel. Imperiul roman a avut, are și va avea doi mari patriarhi, Cezar și Octavian. Exact cum noi avem pe Traian și pe Decebal, așa și Imperiul roman i are pe Cezar și pe, și pe Octavian. Și de la ăștia doi mi se pare că s-au revendicat și au încercat să-și asocieze numele toți cei care, care i-au urmat. Uh -huh. Spuneam episodul trecut și în alte episoade, care a fost idolul lui Traian până la urmă, modelul său în viață, nu doar din punct de vedere militar da? E evident că a fost cezar și toate acțiunile lui dovedesc asta Ei bine, la Hadrian, din tot ce am discutat până acum, mi se pare evident că el merge pe urmele lui Octavian, nu a lui cezar Octavian, am zis, Octavian de după Teutoburg, e importantă mențiunea asta. Deci pe mm -hmm. partea, gândiți-vă puțin, pe partea de politică externă ce face? Nu, e, nu nu, se extinde, e defensiv, e pașnic. Pe partea de construcții, păi să vă aduc aminte cât a construit și Octavian, ho ho ho, și Adrian acum, deci a mai făcut o felul de temple, nu doar în Roma, în toate provinciile, a făcut o grămadă de, de construcții și a vizitat Imperiu și a vizitat Moșia mai mult decât oricare alt împărat, având în vedere că din 21 de ani 14 15 și a petrecut în afara Romei, fabulos, fabulos. Și uh, cumva, asta, asta e cea mai faină chestie pe care o pot vedea eu la un principe, la un lider, uh, asemenea lui Domitian, pentru că și la Domitian am observat chestia asta, uh, Domitian încerca foarte mult micromanagement. El încerca să să ajute pe ceilalți, uh, chiar dacă nu se pricepea neapărat la, la domeniul ăla. Dar Hadrian, dar Hadrian e e cel mai influent împărat de până acum în sensul uh, schimbării în bine a vieții supușilor Băsta se duce, chiar le dă cadouri la ăia, nu știu, senatorii mai săraci uh, sunt scutiți, li se dă un salariu, adică oricum na, to toate donativele alea erau clar că erau, erau făcute și din alte motive dar mi se pare că băi, pasă de supușii săi, mi se pare că se duce întreabă, bă, tu ești ok uh, aici la Smirna, vă merg bine treburile, cum merge comerțul, ți-am spus să stai atât de mult în afara Romei, uh, ok, sunt sunt multe pete de sânge pe armura lui, indiscutabil, dar vă spun, este bine că nu e sângele lui, pentru că dacă mm -hmm. era sângele lui, nu a mai fi discutat de Hadrian atât de mult, nu ar fi trăit 21 de ani. Asta da. a fost, bă, asta și-a dorit A fost bă, o notiță de subsol pe, nu știu, pe cariera lui Chitus sau. Da, altruiva. da, adică poți să-l să acuzi pe un om care zice, băi, eu nu vreau să mor. Eu nu vreau să mor, vreau să te ucid pe tine decât să mă ucid tu pe mine. E așa de rău? Bă, nu știu, nu cred Băi că e așa nu, de Băi, nu, deci nu e, e clar că sunt sunt multe lucruri pe care sunt tentați să le judecăm prin perspectiva uh, Păi, nu e o noastre curente, dar, într-adevăr, atunci lucrurile arătau un pic altfel. Există acte de cruzime majoră și pentru acea epocă, dar, într-adevăr, Adrian nu pare să fie autorul unor uh, unor acte de genul ăsta. Și uh, atitudinea lui față de uh, și cei patru senatori pe care i-am numit pare să fie ceva de genul: Bă, dar eu n fi vrut să moară, cel puțin la nivel declarativ. În fine, mi se pare foarte justă concluzia ta, și mi se pare foarte interesantă. Nu cred că stă nimeni să conteste, conteste treaba asta. Eu aș adăuga o singură, o singură paralelă cu ceea ce se întâmplă acum în în lume. Referitor la episodul pe care am insistat să-l să introduc, chiar dacă noi am zis că nu stăm să insistăm foarte mult pe ce se întâmplă din punct de vedere militar. Uh, referitor la rezistența evreilor în, uh, în asta, în, uh, în perioada asta. Um... De fapt, eu vreau să vorbesc despre altceva. Zilele trecute, sau mă rog, săptămânile trecute, s-a vorbit foarte mult despre faptul că, băi, uite, ucrainienii și președintele lor sunt niște criminali pentru că ei stau să, să, se apere, că ordonă oamenilor să stea, să se apere și să, să moară acolo, să sacrifice de dragul, de dragul lor, pentru că, până la urmă, la valorile noastre moderne, nu sunt, din punctul nostru de vedere, sunt unii de acolo, de sus, care îi pun pe alții să moară pentru ei Și privim așa foarte superior situația asta și uh, ni se explică cum uh, geopolitic uh, ar fi trebuit să se retragă din fața rușilor Și ar fi trebuit să-i lase pe ruși să, să câștige și, uh, și așa mai departe ce vreau să spun este că dacă este un episod care ne demonstrează că pentru a rămâne, pentru a exista, pentru a rămâne coerent ca o uh, națiune, ca o comunitate, trebuie să lupți pentru valorile tale, trebuie să lupți pentru ceea ce ești uh, și trebuie să te aperi chiar atunci când nu ai nicio șansă. Altfel nu uh, uh, nu îți meriți locul în istorie, că îți convine, că nu îți convine. De ce Bal a rămas în istorie? Pentru că nu a pus armele în momentul în care Traian a zis știi ce, băi, fie hai, hai la Roma să-ți tai capul, a rămas acolo pentru că a zis nu, 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 nu fac asta, ci voi rezista până la ultimul. De asta are în mijlocul Romei o columnă și este probabil uh, mai vizibil decât alți împărați romani. Um, da, deci fără, fără un pic de rezistență, fără să crezi în valorile tale, fără să le aperi, fără să le aperi poate uneori chiar până la absurd, nu ai cum să reziști în timp. Civilizație, ca civilizație, uh, ca un popor. Și asta este ceea ce, uh, ceea ce trebuie înțeles, că dacă vrei să rămâi, trebuie să lupți pentru ceea ce ești. No, cam asta e concluzia pe care am vrut să o aduc. Pot să uh, mi s-a părut foarte interesant uh, legat de fix acest episod în care vedem ce se întâmplă cu evrei cât de mult au de suferit și totuși rezistența asta e ceea ce îi ține peste veacuri. Da, mi a ridicat multe mici la fileu, aș vrea totuși să-ți dau replica să nu se piardă ideea sau ideile. Sigur. La nivel geopolitic, și o să mai spun asta de 100 de mii de ori până vă plictisiți, să știți că nu prea există, nu există bun simț, nu există onoare, nu există principii, nu există principii nobile, dreptate, adevăr și așa mai departe. Există doar dreptul celui mai puternic. Oricât de mult v-ați amăgi, oricât de uh, mult ați încercat să evitați adevărul cel urât, uh, oricât de greu ne-ar fi să credem, ne place să-i, să-i dominăm și să-i controlăm într-un fel sau altul pe ceilalți. Face parte din ființa noastră, vă spun, și la nivel individual și la nivel colectiv, așa au fost, adică unii vor să devină lideri și să conducă și la nivel corporatist și la nivel de popor, alții vor să fie conduși chiar dacă nu-și dau seama. Da, ok, e un șoc, dar asta e natura umană, are mult întuneric în ea. Putem să negăm, putem să ascundem asta, așa cred eu. Și la nivel personal, o să spun acum care e viziunea. Ok, trebuie să lupți de fiecare dată când ai un agresor și are toate cauzele ilegitime din care, din care te-a atacat, dar la nivel individual, faptul, la nivel personal, uite al meu, vorbesc în numele meu, strict în numele meu, faptul că deciziile astea Bă, duc la moartea unor oameni e o tragedie. E o tragedie cumplită, cu atât mai mult cu cât moartea e una violentă, am mai spus. Și de fapt, cauzele morții sunt ăștia pe care nu suntem noi în stare să-i numim. sau îi numim. Sunt mizerabili aflați în fruntea statului. Mai ține minte, dar chestia asta nu e, e doar un cuvânt frumos. Mai, contractul social cu cetățeanul de pe vremea lui Jean-Jacques Rousseau, drag doamne, mm -hmm. care cetățean cumva era obligat, forțat, chiar dacă voia, chiar dacă nu voia, bă, să, 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 onoreze contractul ăsta. Trebuia să meargă să omoare alți oameni în numele unei, unei construcții statale. Așa i-au zis să de sus să facă. E o mizerie. Adică soldații ruși trebuie să se ducă să-i omoare pe alții, că așa le-au zis să de sus. În fine, nu continui acum, dar asta vreau să spun. Binele, adevărul, dreptatea, Vă spun că se alterează în anumite condiții și când vorbim de Hadrian și când vorbim de, de zilele actuale în anumite sisteme de valori în anumite paradigme. Dreptatea și adevărul diferă foarte mult de, în funcție de ce parte a baricadei ești. Și Absolut. gata am, am terminat. Sunt Corect. sigur că uh, na, ascultătorii noștri s-au înțeles și am vrut să spun uh, mulți dintre noi sunt sigur că sunt mai inteligenți decât noi și mă rog sper că aceste exact. de aceste definiții dorine, vezi tu? Bă, și bine, și adevărul, și dreptatea, mi-ar plăcea. Pe, pe care se bazează, până la urmă, drepturile și libertățile noastre, mi-ar plăcea să nu fie atât de alterate, indiferent de mediile de, de propagare. Pentru că, repet, la ce am spus și în uh, reacția aia cu războiul din Ucraina, prima victimă a războiului este, este adevărul. Da. Și acum, dacă îmi permiți, uh, aș mai vrea să spun ceva și despre Adrian. Ok uh, Îndăplător chiar subiectul acestui podcast uh, Cine ar fi crezut, <laughs> exact Da. Uh, bă, ok, poate Că acum vreau să mă refer un pic la el din punct de vedere psihanalitic, adică Mi-a fost greu să-l descifrez V-am spus, e un pic de Tiberius E așa mai analitic, mai visător, mai închis Mai mistic, noi n-am povestit Foarte mult de latura aia lui Mistică, religioasă uh, Uneori e impulsiv, uneori e criminal Dar uh, v-am spus, sunt foarte multe asemănări între el și Octavian. Și uh, la Roma, din nou spun, ecuația simplă de putere, de fapt cam peste tot, pe vremea era ucide sau vei fi ucis. Și Hadrian a trăit suficient de mult ca să nu fie ucis și să, ne povest să avem ce să povestim despre el. Că așa cum ai spus și tu, bă, dacă murea atunci după un an, doi, l-am fi trecut la și alții. Era la, la nivelul lui Otolu, Galba, lui Viteliu și așa mai departe. Da sau la aia care o să urmeze după el, dar mi se pare, mi se pare că prin toate monumentele astea pe care le a construit peste tot, nu contează că e un zid, că e un panteon, că e un zid, un templu, un arc, mi se pare din nou o chestie foarte importantă că este cel mai implicat în buna conducere a Imperiului. Așa-l văd eu, nu știu, poate m-a prins într-adevăr în bubuie capul, am 44 de grade, cred, dar mi-am revenit cât de cât. Îmi place să cred că există și oameni din ăștia hands on lab. Adică, bă, îmi dau seama că e foarte important, contează demențial de mult pentru cetățeanul, pentru supusul meu, să mă vadă lângă el. Să mă vadă că îmi suflu și eu mâinile, să mă vadă că sufă și eu alături de el, să-mi vadă toată latura asta umană. Dacă mă cocoți într-un turn de fildeș, cum au făcut mulți și cum fac mulți lideri, în fine. Da, Hadrian da. într-adevăr pare un princeps în slujba poporului, în slujba Imperiului și treaba asta se simte. Eu însă i-am văzut o mulțime de, de lucruri care nu l-ar recomanda pentru poziția înaltă pe care i-a acordat-o Gibbon. În sensul că, să zicem, că și mai ales pe final o să vadă că nu e. Deci, mi se pare departe de un princeps ideal. Dar, pe de altă parte, are a patra cea mai lungă domnie din, din istoria Imperiului Roman și cea mai lungă domnie de la Tiberius încoace. Deci, ce ceva, ceva a făcut bine. bine. Exact. Da, exact. Da. Bun, mulțumim. Mulțumim celor care ne urmăresc. Nu uitați podcastdeistorie.ro, facebook.com slash podcastdeistorie. Cei care vor să ne sprijine cu, cu donații pot să o facă pe patron.com slash podcastdeistorie. Suntem disponibili, discutăm pe unde ne apucați. Nu vă temeți să recomandați podcastul, să-i dați note Avem și intrare pe YouTube Dacă vreți să ne lăsați comentarii pe acolo, faceți-o cu încredere Mulțumim că sunteți alături de noi Pentru noi este întotdeauna o mare plăcere să facem lucrurile astea Și pentru voi, nu numai pentru voi, dar și pentru noi Până data viitoare na, Ave Adrian, nu? Adrianopolis, da Salutare, salutare, mult bun, ciao.